Bună seara tuturor! Bine ați venit din nou alături de mine în această seară. O seară interesantă pentru că vom vorbi, voi vorbi despre bărbați. M-am hotărât să vorbesc și despre bărbați pentru bărbați, pentru că tot bărbații m-au susținut și au spus, Hai, soada, hai, că poți! Zinele, zile și lor, zine și nouă, ceea ce tu ai înțeles în toți acești ani, mai ales prin prisma tehnicilor de citire a chipului, prin prisma multor întâlniri, consultanțe pe care le-am avut dezbateri, femei care au avut întâmplări prin tot ceea ce au trecut ele și mai ales și în mod special ceea ce au avut bărbații adevărați, de transmis, într-o formă sau alta, prin prisma unor femei care au fost deschise. Către cunoașterea și felul în care pot fi recunoscuți, de ce nu susținuți, și încurajați să continue exact în același mod. Faturile și lucrurile pe care le-am adunat, așa în toți acești ani, legat de bărbați, am, am hotărât, puțin, doar așa, puțin, în această seară, să deschid subiectul pentru ei. Fiindcă au venit la mine și mi-au spus, uite soara, tu tot vorbești pentru femei, despre femei, cum suntem noi, ce n au făcut ele bine și așa mai departe, dar de ce nu vii să, spui, să ne spui și nouă ce avem de făcut sau cum vezi tu ideea de bărbat adevărat? Cu greu m-am hotărât, și de ce? Pentru că nu știu cât de mulți bărbați vor căuta o astfel de informație. Și am să mă raportez direct la tine, să zic ție așa ca bărbat, dacă cumva te uiți, nu știu cât ești de dispus să primești sfaturi, îndemnuri, idei de la o femeie. Din păcate. De aceea și publicul feminin este mult mai numeros, din dorința arhetipală de cunoaștere, informație și răspândirea ei, pe când bărbatul, mai ales în zilele noastre, este suficientă liniștea. Și pentru că poți dobândi foarte ușor o femeie astăzi, dar doar la un nivel așa basic, pe care îl voi dezvolta mai târziu, nu este suficient ca să te simți împlinit. Și doar pentru că poți o ai destul de repede pe o femeie și să ajungi, nu știu, cu ea din lipsă de, să zic așa, de ofertă pentru noi public feminin, evident că nu mai ai de ce să depui un efort ca să te îmbunătățești. De ce te mai îmbunătăți când vezi că faci o dată așa și a picat, a venit, a răspuns, ți s-a dedicat, ți s-a oferit? Care ar mai fi scopul să mai înveți ceva în calitate de bărbat, să, să treci la next level? Și în această seară, și nu numai în această seară, voi veni cu o propunere. Și anume, tot ceea ce urmează să transmit, să-ți transmit ție ca bărbat, nu este pentru a deveni mai plin de succes în lumea femeilor, pentru că nu despre asta e vorba. Chiar dacă toate live-urile, misiunile, cursurile pe care o le țin pentru femei în mod așa esențiale pentru a putea depăși anumite lucruri pe care le-a trăit lângă un bărbat, stima de sine, înțelegerea, îmbunătățirea ei într-o relație, am observat că bărbații nu prea caută atât de mult acest lucru, fiindcă preferă indiferența, detașarea, liniștea, și atunci când are nevoie, apare. Îți voi face, să zic așa, o propunere, ca prin tot ceea ce urmează să spun în această seară, nu este pentru a reuși mai mult în fața femeilor, pentru publicul feminin, ci pentru mai mult. Pentru un principiu, hai să zic așa, foarte esențial, care pentru un bărbat contează foarte mult. Ca să dobândești cei patru P. Știu că o să te gândești la altceva acum ca bărbat, dar ca să dobândești ceva, cei patru P, și anume, prestanță, pentru că știu că te interesează să ai o prestanță în fața lumii în fața lumii tale, poate interioare, a lumii în care, cu care tu te înconjori sau pentru ceilalți bărbați care țintesc mai sus în viață pentru a avea această prestanță în fața lumii mai mari Pentru prestanță 2. Dacă reușești să înțelegi, măcar puțin din această seară, cum anume Uh, ai putea să abordezi o femeie altfel, e pentru a câștiga ceva în plus pe lângă prestanță și anume prestigiu. Ca să ai un prestigiu în lumea ta, fie la locul de muncă, fie în cartierul tău, fie în viața ta, în fața părinților tăi, poate, sau în fața altora, poate când te privești în oglindă, să ai acest prestigiu. Al treilea p pentru potență. Să te simți mai potent, să nu te mai simți ca castrat fie de societate, fie de politicieni, fie de sistemul cu care tu te înconjori, de lucrurile cu care tu te lupți zilnic Și vin în fața ta uh, cu foarte mult drag, nu cu o critică, ci cu un îndemn pentru nivelul acesta de potență, de a putea răzbi și de a putea penetra lumile în care tu te învârți iar al patrulea P pe care poți să-l dobândești, așa ca și principiul de bază, foarte străvec să-l numesc așa, este această putere. De a avea putere și de a te simți în putere. Pe lângă puterea fizică, pe care poate unii și-o doresc, mai este și puterea mentală, ca să poți rezista a diverselor presiuni, fie că vin din partea unor femei sau din partea locului în care tu dorești să dobândești mai mulți bani sau să ai mai mult succes în afaceri până la puterea mentală în fața tuturor lucrurilor care vin către tine. Pentru că nu ești genul de ființă așa cum este femeia plămădită să mergi și să-ți descarci nevoile sau să te deschizi și nu o spun ca formă de reproș, ci pentru că înțeleg esența masculină de a păstra pentru el însuși tot ceea ce clocotește acolo în interior. E aceste patru lucruri Prestanță, putere, prestigiu și potență, se dobândește în momentul în care ai reușit un lucru foarte simplu, la prima vedere simplu, și anume să știi cum să te comporți cu o femeie. Învață pentru acest aspect, ca să știi să te comporți cu o femeie, pentru ca mai târziu să poți să cucerești această mare femeie, să o numesc Arhetipal lumea în care tu trăiești pentru că lumea simbolic este o mare femeie plină de nevoi, care caută atenție care își dorește să fie cucerită care își dorește să fie poate de multe ori dominată care dorește să-i se supună cuiva care dorește această mare lume să urmeze pe cineva și arhetipal lumea în sine este văzută ca o mare, mare femeie și atunci dacă tu ca bărbat reușești la nivel micro așa să iei femeia aceea pe care tu o întâlnești, fie că vrei pentru o noapte sau vrei pentru o prietenie sau pentru un, o carieră sau pentru inspirație sau pentru nimic în general, doar așa ca să mai marchezi teritoriul, dacă nu știi cum să gestionezi și cum să te perfecționezi în materie de relaționare femeie-bărbat, mai departe o să-ți fie foarte greu și ai să vezi că prin viață cumva ceva îți lipsește, de unde și până unde pot eu mai mult să devin ca bărbat. Pentru asta vreau să îți vorbesc, nu doar aici, ci și într-un seminar pe care l-am pregătit, dar pentru că sunt foarte darnică din fire, uite am venit în fața ta să-ți vorbesc ție. Ție ca bărbat, dacă îți dorești să, să fii mai mult decât ceea ce ești. Și pentru că sunt femeie și știu asta, nu știu cât de mult ai să accepti sfaturile mele pentru că la un nivel foarte, să zic așa, bazal de dezvoltare masculină n-ai să-i preiei sfaturile unei femei și sunt conștient de asta și respect acest lucru îți respect până unde ai putut, poate să vii așa cu oarecare revelație vis-a-vis -vis de lumea în care trăiești Dar îmi asum acest lucru chiar și pentru simplu fapt că voi vorbi degeaba și nu vei urma sfaturile, dar te rog doar un singur lucru, nu mi urma sfaturile, dar observă tot ceea ce urmează să-ți spun și compară cu dorința de a vedea cum ai putea să aplici aceeași teorie în lume, în lumea asta mare, care este o mare, mare doamnă, să o numesc așa, uneori e și altceva, nu e dar o doamnă, e din toate, toate, toate acele arhetipuri pe care tu le-ai întâlnit la femei, și pentru un bărbat, în zilele noastre, fiind sătul de atât de multe oferte și atât de multe lucruri care se întâmplă, că totul se întâmplă parcă la fel cu fiecare femeie, nu despre asta e vorba, cât de mult succes ai la femei, nici cât de bine să-ți mai fie în căsnicie, ci, repet, pentru un alt scop mult mai important. Uite, dacă te-ai uitat mai atent și ai văzut bărbații de succes, din top Forbes sau de unde te-ai mai inspirat-o așa, cum a reușit omul ăla, tipul ăla, să aibă o mașină mai tare, să aibă mai mulți bani, să învârte mai multe afaceri, cum a reușit? Uite, dintr-un simplu lucru care foarte, foarte fin observator să fii poți doar atunci să-ți dai seama, acel om care a reușit să aibă astăzi mai mult e pentru că a prins ideea de cum anume să fie în fața și pentru o femeie. Contează foarte mult pentru că aplic aceeași teorie și în lumea afacerilor. M-a învățat toată un domn foarte drag nouă și mieșule, doar care el trăiește în, în, Brașov, are o vârstă așa, are foarte multe afaceri acolo, este mai discret așa din fire, nu, a, nu prea știe multă lume după nume și așa mai departe și m-a învățat un lucru foarte important. Și am observat acest lucru la el și mi-a spus și mie, soada dragă, cu un accent dintr-o zonă, pentru că nu e 100% român, așa foarte relevant, mi-a spus soada dragă, dacă un bărbat nu deține seducția în el, el nu are cum să reușească în afaceri. Seducția pe care o poate manifesta în fața femeilor, atenție, nu a unei femei. Și seducția nu înseamnă să te dai la ea sau să i nu știu, să o faci să te dorească, ci să i intri în mrejele ei, așa cumva să te admire, să te să te viseze, să zic până la urmă. Dacă nu reușești să faci asta cu o femeie, să ți aplici seducția acolo și să vezi că e intrat în mreje, și ți a intrat în mreje, nici în afaceri nu o să funcționeze. Eu aplic seducția în afaceri. Și seducția, și cu politețea, astea două fac casă bună. Și am reținut aceste două aspecte, seducția și cu politețea. Omul avea bunele maniere, nu într-o formă exagerată, așa cum se chinea astăzi mai mulți domni, ci într-o formă așa foarte naturală, politețea și seducția. Este două când așa le vorbea, ieșau așa din el cu o poftă, îți venea să te uiți și să spui Doamne, parcă stă un zeu în fața mea și vorbește, pentru că te fascina și fascina și bărbații din lumea afacerilor, din lucrurile, din oamenii cu care el se înconjura, fie că era un simplu ospătar, că era un amărât, că era un domn, că era oricine, el reușea să intre cumva așa în grație. Și adevărul este că un bărbat nu ar trebui să țintească să dobândească neapărat bani sau putere sau cunoaștere, ci să dobândească acea acea recunoaștere să fie văzut și recunoscut. De către gașca din cartier, de către, nu știu, oamenii de la locul de muncă să se știe despre tine că ești tu ăla acela care are chestia aia, care fiecare o are în mod separat. Ți-ai dori așa să fii văzut, recunoscut, aplaudat, măi bravo mă, ai reușit ca bărbat, uite ai reușit să faci chestia asta, băi dar cum de ți-a venit ideea asta, cum ai reușit să ajungi la această concluzie, ești genial așa ca bărbat sau cum se iau aia așa de prin carte, bravo bă, băiete, uite mă, ăsta e de -al meu, nu contează în ce Cadre se învârte aceste recunoașteri, și la ce nivel, dar atunci un bărbat se simte și potent, are și prestigiu, și prestanță, și această putere pe care și-o dorește atât de mult. Dar, până să deschid discuția, pentru că, repet, mi-aș dori măcar femeile care mă ascultă în această seară și sunt aici alături de mine. Să le transmită bărbaților așa un rezumat, că poate n-au răbdare bărbații să mă asculte două ore. Nu e nicio problemă, am înțeles, știu că poate sunt multă, așa ca și minte, care vine așa buluc cu foarte multe lucruri de spus, dar tu ca femeie e așa câteva notițe și le insufli. Nu-i ții teorii interminabile pentru că nu are sens. Alea sale noastre. Acum, mai am o rugăminte. Orice urmează să spun către tine, ție ca bărbat, abține-te dacă poți În a spune, dar dacă și femei ar fi făcut, dar eu n-am întâlnit, dar spune-le și lor pentru că așa, așa, adică imediat fugi Dar și ele ar trebui să știe și ele, țin să te anunț că am sute de videouri pe YouTube unde am ținut teorii interminabile doamnelor Ele știu știu foarte bine că au aplicat, că încă nu aplică, că n-au înțeles, că nu vor și așa mai departe. Asta e cu totul și cu totul altă poveste, dar știu că vor urma reacții de genul Da, dar știi că dacă și femeia ar fi fost și ar fi făcut? Știu. Știu ce are de făcut femeia, știe și ea ce are de făcut. Am vorbit ore în șir, pot să caus la mine conținut audio-video și ai să vezi că am ținut aceste prelegeri, ce are și o femeie de făcut, cum ar trebui și asta să se comporte, unde greșește și așa mai departe pentru a ajunge acest tip de bărbat despre care vorbeam, care să fie urmat, să fie susținut, să fie recunoscut, să fie văzut, înțeles, dorit adorat și ce vrei tu mai departe. Nu neapărat de către femei, ci de o lume întreagă, repet, pentru că lumea întreagă e o femeie. Dacă tu vrei doar să o penetrezi pe o femeie, cam doar atât vei reuși și în viață să penetrezi lumea, adică să greblezi ca și muncitorul la care merge la sapă, o sapă, o penetrează, dar o lasă așa, arată, doar ai arată-o, ai intrat, ai ieșit și ai plecat, te-ai mulțumit cu atât. Și dacă tratezi femeia doar în acest mod, ai penetrat femeia versus ai penetrat lumea, cam atât ai putut. N-ai însămânțat, n-ai plantat, nici n-ai cules roadele și de la o femeie poți să culegi foarte multe roade, la fel cum de altfel poți culege și din lume, de aceea există această paralelă, felul în care tratezi femeia, cam așa vei putea să observi despre tine felul în care tratezi și penetrezi lumea în care tu intri, pe lângă faptul că ai intrat în lume, ai vrut să o cucerești, s a picat, să zic așa, lumea în mreje, ai avut-o pentru o noapte, lumea întreagă, dar mai departe n-ai avut niciun câștig mai mult decât atât pentru că ai crezut că asta este suficient, dar nu-i destul. Poți să mai și culegi roade, mai poți să faci import-export, mai poți să-ți deschizi, să zic, și o afacere și să fii și recunoscut la nivel, să zic așa, arhetipal vorbesc acum, în cazul în care te-ai gândit că ți este suficient o femeie ce să mai știu eu despre femei când îmi intră așa pe ușă, se așează, mă vor, mă caută, trebuie să închid telefonul, ce trebuie să-i învăț eu de la soada Agaki cum să mă comport eu cu o femeie când oricum le am. Dar puneți întrebarea, domnule, de ce nu pot să-mi iau și eu mașină aia puternică sau să am și eu casa aia, să nu mai fac rate, cum reușesc ca alți bărbați, ce au? Și ai fost în la foarte multe cursuri de business de dezvoltare personală, să zic așa, în sens masculin, cum să o agăți, cum să o ai, cum să-i vorbești, totul mecanizat. Dar lipsește ceva. Și acel ceva, dacă te-ai uitat fie în Imperiul Otoman, fie în alți cuceritori ce au avut, au avut într-adevăr multe femei, dar care nu neapărat, să zic așa, doar le-a cucerit, ci acele femei au vrut să-l urmeze. Și să te urmeze o femeie... Nu o face pentru că e constrânsă, că n-are casă, masă sau alte lucruri sau pentru că vrea banii tăi, nu Te urmează pentru că știe că există acolo un om pentru care să-l urmeze și cred că asta îți dorești Te urmează o femeie, vezi dacă te urmează cineva din lume Nu te urmează nici femeia ta, nici o lume când ești nu o să te urmeze Șeful tău, sfaturile să ți le preia, să te faci auzit ca bărbat fiindcă n-ai înțeles lumea aia în miniatură de acasă pe care o ai sau pentru o noapte așa. Doar ai greblat-o, ai săpat-o și atât. Bun, o să încep să fac această dezbatere pentru bărbatul adevărat, dar între timp vreau să fac un anunț, se numește publicitate. Așa, unde mă puteți vedea, unde mă puteți găsi, unde ne putem întâlni în București o să fiu Din data de 27 februarie am să ajung în București și am să încep cursuri, un maraton al cursurilor Și acolo ne putem întâlni față în față în sala de conferințe Unde voi vorbi preț de o lună de zile în fiecare seară câte 5, 7, 8 ore Deci am, am am destule de spus, am strâns multe în mine, am ținut două evenimente în sală în 2021. Pe lângă două evenimente am avut și lansarea cărților în MACTUB, Tarot, dar n-am mai făcut de mult, din 2019 înainte de pandemie, cursuri, așa să le țin în sala de conferințe mai multe zile și m-am hotărât să fac un maraton al cursurilor. Acum când mă gândesc, îmi dau seama ce m-am băgat, știi? Așa că m-am lansat și am zis, țin, nouă evenimente o să am. Adică ne putem întâlni din 27 februarie până în 31 martie, da, până în 31 martie, la noi evenimente. O să le zic pe scurt că nu vă țin aici acum, le puteți găsi pe soada.ro la secțiunea evenimente, toate înșirate, cu datele, cu orele, cu ce conține și așa mai departe, cu număr de telefon. Nu stau să vi le explic acum pentru că vreau să vorbesc despre bărbați. O să fie așa, tainele feminității, care durează 5 zile. Este seminarul Tainele feminității, care dura de obicei o zi, dar m-am hotărât să descarc tot ce am în mine, să dezvolt absolut tot ce aveam de spus și voi ține 5 zile tainele feminității. Așadar, din 27 februarie va începe seminarul Tainele feminității. Acest seminar este destinat exclusiv femeilor, nu au acces bărbații. În schimb, vor fi tainele masculinității în premieră. Nu știu câți vor veni. Mă rog, Doamne, să am măcar vreo 10 bărbați cu care să vorbesc în sală, să le spun ce am de spus. Până la capăt, pentru că în această seară deschid cutia Pandorei, dar mai departe, pentru că în cutia Pandorei singurul lucru ce rămâne la final e speranța, am și o speranța ca în sfârșit, după atâția ani de când țin tot felul de prelegeri publicului larg, să-mi vină partea masculină pentru acest subiect special destinat lor. Și anume, tainele masculinității va fi în premieră, tot în București, în sala de conferință, va dura două zile, în 8 și 9 martie. Vă dați seama, deci am băgat de 8 martie și de 9 martie pentru bărbați. Așa, ținând cont că femeile sunt ocupate în cele două zile, am zis, poate vin bărbații. Eu îmi doresc să vină. Măcar veniți așa să mă vedeți pe mine, chiar dacă nu veți face multe lucruri, dar eu zic că ceva, ceva o să vă atingă acolo. Un, un bec tot se aprinde. Asta garantez eu. E în premieră, nu știu. M-au fost bărbați care au solicitat, am lăsat evenimentul, l-am lansat și să vedem ce se va întâmpla. Poate să vină și femei. La tainele masculinitățile las și pe doamne să vină. Dacă, dacă vor avea, așa cumva, dorința de a pricepe și ele partea masculină, cum, cum anume se desfășoară ceva anume mai mai ascuns acolo unde de subturi. În fine, femeia alfa va fi, iar două zile un alt eveniment, obsesia și dependența, un alt seminar, karma iubirii neîmplinite va fi un iarăși un seminar tot în luna martie în București, tehnici de citire a chipului care durează patru zile, citirea ochilor care va dura două zile, infidelitatea în cuplu care durează o zi și cursul Mactub Tarot iarăși în premieră care va dura cinci zile datele și absolut toate aceste detalii pe care le doriți. Repet, intrați pe suada.ro la secțiunea evenimente și acolo veți avea toate evenimentele cu datele respective. Toate aceste cursuri se vor ține în sala de conferințe în București față în față. Nu o să fie transmis online, că probabil asta o să vă întrebați dacă puteți să vă uitați online sau în direct. Nu. Și 10 pentru că vorbesc deschis, colorat, pragmatic, direct, mult mai direct decât aici și doi, pentru că vreau să mențin discreția participanților să nu se vadă cine a venit, pentru că țin la partea aceasta de cine dorește să participe și totul să rămână pentru acea persoană și să nu se vadă, să nu se afle în altă parte, este frumos să fie și așa. Online, dacă mă întrebați când va fi, nu știu dacă le voi pune vreodată online, pe unele dintre cele care sunt deja aici se găsesc și online doar că nu va fi experiența din sală. Niciodată. Pentru că știu cum sunt eu și acolo pot să mă desfășor, și plus că mi-e foarte dor să vă am față față, mă inspiră foarte mult fața omului, chipul lui, reacțiile lui, absolut tot ce sunt eu acolo e cu totul diferit. Așadar, dacă vreți să vedeți o altă versiune de a mea, cei care au mai fost eu, ori pleacă fericiți, ori pleacă jigniți. <laughs> Pentru că asta e viața când le spui omului în față. Știți, adevărul e un lux pe care puțin oameni și-l pot permite. Și asta sunt eu. Așa sunt eu. Mai directă când vorbesc. Și mi-asum și îmi place. Acum, să revenim la bărbatul adevărat. Cine este bărbatul adevărat? O să zici, ăsta sunt și ăsta sunt, bravo ție, dar să vedem cum susții aceste lucruri și de ce este nevoie. Acum, un lucru foarte important. Tot ceea ce vei pune în aplicare în cele ce urmează, dacă vei dori să pui ceva în aplicare, nimic din ce ai de făcut aici în această listă, nu o faci pentru o ia. Să ții bine minte asta. Tot ce vei aplica aici, scopul final nu este să o ai pe o ia. Este pentru tine, în primul rând, și un bărbat adevărat știe că tot ce face, în ceea ce urmează să expun aici, o face pentru el și atât O să spuneți, poate, doamnele, asta e o formă de egoism, ca de ce să nu facă pentru noi cât facem noi pentru el Vă rog și doamnele să se abțină, pentru că e o altă metodă prin care trebuie să îl fac pe un bărbat să înțeleagă multe lucruri Și atunci... Um, Înțelepciunea unei femei constă în felul în care va pune problema. Așadar, rog Doamnele să aibă răbdare până la capăt cu ceea ce urmează să spun. Așadar, ca bărbat, nimic din ceea ce ai de făcut aici nu o faci pentru -o ea. Odată, pentru că știu că nu te interesează atât de tare. Uh, și am explicat de ce, pentru că oferta este vastă și este ușor de prins. 2. Un bărbat adevărat știe că tot ce face aici, face pentru el și atât. Un bărbat care se respectă este discret. Adică, învață să fii discret ca bărbat. Să păstrezi discreția. Și aici mă refer în mare parte la primul contact cu o femeie pe care tu îl ai ca bărbat. Discreția în felul în care discuți cu ea, ceea ce expui la început. După ce te-ai de ea de la cea primă întâlnire, indiferent cum s-a terminat ea, că mai vrei mai mult sau nu mai vrei mai mult, că ți-a plăcut ceva la ea sau nu ți-a plăcut ceva la ea Un bărbat adevărat este discret Ca să-ți traduc așa în termen mai popular, nu o să te duci imediat la primul Băi, să vezi bă că am fost cu una, să vezi băi aia cum era, vai de mine Și el o să o spună așa mai elegant și tu o să o dai așa cumva, dacă încă, încă nu ți-ai dat seama Știi că aia nu mi-a plăcut că era așa și pe dincolo, nu Prima lege divină să o numim niciodată, un bărbat adevărat, nu va vorbi cu un alt bărbat despre o femeie cum este ea, bună sau rea. Niciodată. Este un tip discret. Pentru că una din legile tainelor masculinității, ca să ai o alură de bărbat care emană ceva așa puternic, prestigios, prestant, potent în el, e pentru că știe să se abțină. Eu știu că tu te abții ca bărbat să nu vorbești, să nu comentezi unui om și te-ai prins de chestia asta, că e bine să te abții. Dar știi unde este secretul să te abții atunci când în tine există o nevoie de a-ți exprima părerea despre o ea. Un zeu, să zic așa mai departe, un bărbat de tip așa mai zeificat, indiferent că acea femeie a fost superbă superbelor sau a fost nu știu, și amar de capul ei, să zic așa, în extrema cealaltă, tu nu vei avea niciodată nimic de comentat. Un bărbat nu bârfește nu spune nimic, nici de bine, nici de rău, nici unui prieten, cât de apropat o fi acel prieten. Îl ține și ține pentru el, pentru că e făcut să țină în el. Ești făcut să ții în tine, să te abții, să nu spui, să nu jignezi, să rabzi, așa, ai puterea aia de a răbda, de a ține în tine foarte multe lucruri și este o mare calitate. Dar uneori nu aplici unde trebuie. O aplici, probabil, ca să nu mai auzi gura unei femei, să nu te mai bată cineva la cap, dar învață să te abții de la comentariile pe care le-ai putea face despre o ea. Niciodată să nu faci asta. De ce? Pentru că există în tine un declanșator care se numește un așa o. o o aură pe care o emani în momentul în care sigilezi această parte în tine și vei vedea rezultatele. Nu ți le pot explica aici pentru că de-aia și țin un seminar două zile să explic mecanismul în sine și știu că vrei să știi cum facem asta, unde ajungem și ce câștigăm. Doar încearcă să urmezi așa, din inerție, să vezi dacă funcționează sau nu, pentru că știu ce vorbesc aici, fiindcă n-am venit nedocumentată. Mi-am făcut temele la mână, nu va vorbi nici măcar cu o altă femeie despre o ea, despre o fostă, despre o întâlnire, pentru că este un tip discret Nu va spune niciodată, vreodată, nu știu, cuiva, nici peste ani de zile, tu știi că am avut-o pe fata asta, pe femeia asta, a fosta mea? Nu Oricât de multe aplauze vei primi din partea celor alți bărbați sau din partea unui public sau cumva în ochii unora te vei ridica, automat în tine ceva coboare. Se numește potența interioară, mentală, psihică și emoțională. Ceva în tine te-ai autocastrat și autosabotat. Doi la mână. Atât de discret încât ai senzația că acel bărbat nu cunoaște nicio femeie chiar dacă le-a avut pe toate pe o rază mare de kilometri întregi. Dacă poți să dai senzația unei doamne cu care tu vei ieși la o întâlnire, că ești atât de discret încât îi poți însufla senzația că tu nu cunoști nicio femeie și nu știi pe nimeni și habar nu ai despre nimeni și despre aia, asta va încânta o femeie. Deci, ca și președintele acela care vine nou pe funcție, e așa cumva virgin mental să-l numesc, fată mare, nu știu ce-i pe în lumea asta, hai să o descopăr ca să schimb legile din țara asta. Undeva același lucru se aplică și în fața unei femei. Poți să te ții, să zic așa, fată mare, băiat mare, ca așa, în termeni populare, în fața unei femei, o știi pe aia, nu știu, o cunoști, mă nu știu cine e, adică așa discret, atât de discret să fii încât în ochii ei vei crește, adică e un teren excelent în care ea se poate deschide. Dacă tu începi și spui, o cunoști pe aia, am fost și cu aia, o știu și pe aia, am fost și cu aia, a, și pe aia, o știu și așa, nu e vorba că ea nu o să-ți cadă până la urmă în, în mrejele tale, dar e de alte, despre altceva și anume o femeie care să te urmeze Scopul final la tot ce vorbesc aici nu este ca femeia să rămână leșinată după tine, ci ca să te susțină, să te inspire și să-ți dea idei Tu ca bărbat duci lipsă mare de idei Arhetipal vorbind, tu ai idei, cum are o femeie idei. Ea e plină de idei, ea tot varsă idei, îi vin foarte multe idei și nu pe toate trebuie să le rezolvi. Ea e făcută, să zic așa, să scoată enorm de multe idei din ea. Îi vin idei de nicăieri. E un fel de, să zic așa, hai să o numesc în termen că o să-ți placă asta, are așa o erecție în idei femeia. Înțelegi? Așa cum tu ai o erecție când vezi o femeie și nu poți controla, la fel și o femeie are o erecție în idei. Îi vine așa deodată și se vede acolo că e plină și că ar vrea să se descarce. Un bărbat nu are idei atât de multe cum are o femeie, de aceea și când se uită la, nu știu, filme așa pentru adulți, nu rămâne atât de impresionat o femeie cum rămâne un bărbat impresionat sau tu știi de ce? Pentru că pentru că ea, ea când se uită parcă a, se putea și mai altfel să facă altfel, nu știu cum, o poziție acolo, pe când un bărbat rămâne foarte impresionat din lipsă de idei, rămâne fascinat. 2. Femeia este extrem de creativă, mai creativă decât un bărbat, decât dacă ai dezvoltat în tine androginul. Uh, și aici, ca o scurtă paranteză, am prieteni care sunt gay și care am observat la ei că au o mare, mare, mare calitate și anume partea creativă. Sunt atât de creativi și le mulțumesc pe această cale cei care au fost în viața mea și ne-am împrietenit că mi-au dat niște idei și atât de multă creativitate au avut și atât de mult mai inspirat încât n-am decât să le ofer tot respectul meu și le susțin comunitatea celor care sunt de bun simț și de bun gust și au în ei această mare, mare calitate. Sunt cumva foarte deschisă și îi apreciez foarte mult și am observat un lucru excelent că niciodată nu se compare. Orice fel de creativitate o poate avea o femeie sau pur un bărbat, față de acei oameni pe care eu am numit așa cumva androgini, în sens de deschidere, de a uh, iubi și partea bărbătească, nu neapărat fizic sau sexual, ci pur și simplu avea o atracție, o admirație. Sunt extrem de creativi și vă invit și pe voi, pe voi oamenii, pe toți să fiți deschiși către oamenii care au aceste, aceste daruri, le pot numi, și iubesc pe toți n-aș fi un fizionomist adevărat dacă n-aș îmbrățișa uh, toți oamenii așa cum sunt ei. Așadar, de ce ai nevoie de o femeie? De în lipsă de idei și de creativitate și de inspirație. Într-un final, până la urmă te interesează tot pe tine, cum am spus, să ajungi undeva. Iar o femeie cu care tu ai fost și la o primă întâlnire și nu neapărat s-a terminat cu o relație sau în pat, nu înseamnă că până acolo asta a fost. Un bărbat adevărat știe să o folosească și nu spun în termen urâți pe acea femeie ca pe o resursă. Și o femeie abia așteaptă să fie de folos unui bărbat, să-și ofere aceste idei, inițiativele. Știi cât de multe femei și-ar fi dorit să rămână doar prietenie, poate mult spus, cu tine, dar să poată să te sune și zică, Băi, uite, nu știu, dau și eu nume acum aleatoriu. Andrei, uh, mi-a venit o idee. Uite, m-am gândit la tine, am auzit de un om, ai putea să faci chestia asta și tu fiind atât de concentrat că tu ești bărbaș, te concentrezi pe o idee, pe o chestiune tu nu mai ai deschiderea aceea de a primi și de a recepționa din alte direcții. Și femeia poate să joace un rol extrem de important. Femeile se învârt printre alte femei. Știi, o comunitate așa de doamne unde se împărtășesc foarte multe informații. Și aici pierzi foarte mult ca bărbat. Dacă cu ea nu s-a terminat într-o relație intimă sau n-a devenit iubita ta, un bărbat cam până acolo are o relație cu o femeie ca ta. Dacă n-a fost a mea și dacă prieten, oricum nu pot să fiu, la ce am nevoie de ea? Un bărbat adevărat o va folosi pe o femeie ca pe o resursă și femeia se va simți utilă. Va simți care și cu cineva de discuta și de împărtășit, vrute și nevrute. Ca bărbat ar trebui să-ți faci cunoștință femei, doamne, pentru că într-o lume în care noi trăim, femeile te pot ajuta foarte mult. Nu trebuie să-i dai nici căsătorie, nici inel, nici logodnă, nici nimic. Cu foarte multe doamne am discutat și ar fi dorit să aibă doar măcar atâta un contact, un contact, să discute un pic cu un bărbat și alte lucruri. O să spuneți că nu există prietenie între o femeie și între un bărbat, știu asta, tocmai de aceea, pentru că nu există, există acea crăpătură, cum o numesc eu așa, adică posibilitatea care se poate naște într-o zi ca între cei doi să fie ceva. Chiar dacă nu va fi niciodată, însă și așa, acea posibilitate menține relația vie. Un el și o ia, tu și cu o femeie, tu ne ești atras de ea, ea e atras de tine. Îi spui clar că nu vrei nimic cu ea și că n-ai sentimente mai mult pentru ea decât pur cunoștință și prietenie. Dar las-o pe ea să viseze în continuare că există acolo măcar oportunitatea și speranța care efectiv și-o face ea chiar dacă a fost informată. La fel și invers se poate întâmpla. Ca un bărbat să aibă o atracție față de o femeie. Tu, ție, ca bărbat să-ți placă de așa, nu vrea mai mult decât o prietenie cu tine. Sau, să zicem așa, o cunoștință. Nu finaliza relația cu acea fată. Pentru că îți va fi, repet, o mare, mare inspirație și o sursă incomensurabilă pe care nu o poți lua de nicăieri, nici din uh, magazinele de afaceri, nici de nicăieri. De absolut nicăieri. Un bărbat este cel care pe care nu-l poți avea cu ușurință, pentru că indiferent dacă te vrea pentru o noapte sau să-i fi mama copilor lui, are standard de ridicate și nu vrea doar să te bifeze și pe tine pe listă. El va alege mereu calitatea. Bărbații știu astăzi că poate să aibă ușor cam aproape orice femeie, dacă are și păstrează o anumită ținută Ținută din patru puncte de vedere, o ținută fizică, să o luăm cu început, are o ținută, e curățelie, așa nu o să intru în igiena masculină pentru că nu-i cazul aici și nu vreau să mă leg de asta, o să o fac într-un mod privat și elegant în altă parte, dar are o ținută. Doi, are o ținută mentală, știe să-și controleze capul, mintea, are o ținută emoțională și are o ținută legată de dorință și pornire. Și atunci când un bărbat știe că poate să aibă cam ușor care are aceste patru ținute în el, femei și doamne și așa mai departe Și știe că pot, poate ușor să te amețească, bărbatul adevărat din el va rămâne adevărat în continuare Pentru că își dă seama că vei fi vulnerabilă, pentru că se va îndrăgosti de tine și va păstra o distanță Cu alte cuvinte, tu dacă vrei să fii bărbat adevărat nu profita de vulnerabilitatea acelei femei dacă nu vrei mai mult de la ea. Dacă nu se ridică la standardele calităților la care tu tânjești. Doi, ce vreau să menționez unui bărbat foarte clar este în felul următor. Toate femeile, la prima întâlnire, când sunt văzute, își doresc să știe din start și clar care e tipul de relație pe care tu îl dorești cu ea. Dacă vrei doar să întreții relații intime cu ea, spune-i-le. Chiar dacă ți se pare deplasat, Chiar dacă spui că va avea nu știu ce reacție, eu te îndemn cu toată încrederea să-i spui care sunt intențiile ei. Nu poate fi nimic mai rău pe lumea asta decât să-i lași impresia unei femei că ți-ai dorit mai mult sau că nu-ți dorești nimic, dar tu vrei mai mult, adică așa ceva evaziv. Să nu naști niciodată într-o femeie dorința, nu speranța, dorința, dacă știi că nu poți să-i o satisfaci. Și bărbat n-ai să te simți dacă naște în ea dorința. În ea sau de la ea vei câștiga dacă vei naște de la ea susținerea. Dacă tu îi spui acelei femei, uite draga mea, am ieșit cu tine la o cafea, am stat cu tine două ore, eu trebuie să-ți spun ceva, dăm voie să fiu sincer ca bărbat, uite, îți dau și un exemplu cum să-i spui, să nu încep cu clișele, ești frumoasă, ești drăguță, știi, nu. Stau cu tine de două ore la o cafea, te văd, te-am uh... Să zic așa, te-am descoperit cât am putut. Dar vreau să-ți spun un lucru și dăm voie să fiu sincer față de tine. Eu, în acest moment, privindu-te, îmi doresc doar atât, să fac dragoste cu tine. Mă atragi foarte mult ca bărbat, îmi place foarte mult, mă atragi foarte mult ca femeie, așa, îmi place foarte mult ca femeie, doar că atâta îmi doresc să fac dragoste cu tine. Ea avea o reacție. Ai de mine! Nu te lua, a treia regulă, niciodată după reacția femeii de moment. Știi de ce? Pentru că în noi, ca femei, există un mecanism de autoapărare, să zic așa, instinctivă, de a nu părea fie ușoare, fie cumva, nu știu, în pericol. O femeia va simți în clipa respectivă un pericol, fie e un, nu știu, obsedat sau poate că vrea sau vai de mine. Nu te retrage în clipa respectivă, insistă. Mai insistă, pentru că de aici se rup foarte multe începuturi reale și autentice. Un bărbat adevărat îi va spune în continuare: Știu că poate e șocată și nu o să-ți placă, nu sunt uh, genul de bărbat care va căuta în mod special asta, dar tu, ca femeie, asta trezești în mine, asta îmi doresc de la tine, doar să avem o relație intimă. Mă atragi foarte mult. Nu-ți promit că mai departe vom avea o relație, poate va fi sau poate nu va fi, dar eu asta simt să-ți spun acum. Dacă vrei să mă înțelegi și ea poate să înceapă, vai de mine, de acum, dar de la prima întâlnire, dar nu știu ce Da, uite, ca bărbat să spun așa, că e bine să știi adevărul de la bun început ca să îți fie și ție bine Pentru că îmi pasă de sentimentele tale și de așteptările tale Adică tu în continuare mergi mai departe cu trenul pornit și nu da înapoi Indiferent de reacția pe care o va avea ea în fața sincerității tale Contează foarte mult modul în care îi spui, acest lucru se poate cizela, dar repet, am întrebat foarte multe femei ce își doresc de la bun început să știe clar că sunt dorite doar pentru o noapte sau vor să știe după ce s-a întâmplat și să se le spună apoi adevărul. Chiar dacă nici tu nu ești încă decis, ca bărbat, că poate nu ești decis, dar ăsta e nu știu, momentul vieții tale când ai fost surprins așa de o nouă întâlnire și parcă n-ai începe o relație, dar ai da o șansă Fii sincer de la bun început, mă atragi. Sau poate nu despre asta e vorba. O vezi pe ea că e încălzită și își dorește mai mult. Tu la fel fi sincer. Uite, draga mea, stau cu tine aici în acest restaurant și îmi doresc doar să păstrez legătura cu tine, să vorbesc și eu cu tine. Nu știu, te văd inteligentă, interesantă. Mai mult, deocamdată, eu nu mi-aș dori, dar mi-aș dori să putem vorbi. Dacă și tu ești dispusă și deschisă la acest subiect, la acest dialog, caută-mă, hai să ne mai vedem poți să faci asta. Crezi că putem construi împreună un alt tip de relație în afară de cea pentru care ne-am întâlnit inițial, nu știu, că ne-a plăcut și ne-am văzut pe nu știu ce platforme? Fii sincer și direct. Pentru că e mult mai grav ce se întâmplă după aceea, când un bărbat nu mai dă niciun semn, mai lasă așa câteva petarde de mesaje că a fost bine ce mai face așa cumva să nu se retragă brusc, ca să nu o jignească. Ăla nu e un bărbat adevărat. Pentru că nu știe ce vrea. Un bărbat, adevărat, știe ce vrea. La fel și în afaceri o să te ajute. Aceeași abordare. Ai un public masculin, cu o ofertă care vine în fața ta. Te-ai obișnuit să-i spui femei din start ce vrei de la ea. La fel o să te ajute și în fața lumii cu care tu te întâlnești, în lumea afacerilor. Unei să spui că mă bag așa puțin să văd cum e afacerea și după aia te retragi așa ca o tipic feminin, adică abordarea aia unui bărbat, hai că mă bag și eu în afacerea asta, să văd cum e, versus mă bag și eu puțin în ea să văd, să o am pentru o noapte și după aia mă decid și mă ne întoarcem înapoi la afaceri. Mă bag și eu așa în afacere să văd dacă a ce miroase, cum se întâmplă și după aia, e, după o noapte de, sau o zi de muncă în acest sens, e, o dai așa la întors, la nu bărbat. Știi din star clar, și în lume te va ajuta și vei spune la masa afacilor sau la întâlnirilor cu diversi oameni. Când vei sta, vei spune, domnilor, mie îmi place propunerea voastră, dar eu vreau deocamdată să greblez terenul. Vreau să văd cum faceți voi. O să fii mult mai apreciată în lumea afacilor și acolo lucrurile se discută direct, pe față, clar fără foarte multe pierdere de vreme, cu multă diplomație. Evident, diplomația se va reflecta în atitudinea pe care tu o ai și felul în care pui problema, nu în diplomația puținelor cuvinte pe care le folosești. Înțelegi? Cum tratezi femeia la prima întâlnire versus cum tratezi o întâlnire de afaceri, o să vezi că este excelent. Dacă vrei să o ai doar pentru o seară, sau versus să faci era pentru o seară, o să fii exclus, ca și să zic așa, mascul din acel cerc de bărbați care au venit să-ți propună o idee, sau indiferent despre ce a fost vorba, se simte calitatea bărbatului care își ridică potența, să zic așa, la un alt nivel și știe să-și arate oferta pe care el o are vis-a-vis -vis de o femeie sau un afaceri. Bun. Va fi acel bărbat pe care nu îl vei putea compara cu niciun bărbat din viața ta și care îți va lăsa o amintire plăcută în minte. Un bărbat adevărat întotdeauna va căuta să lase în mintea unei femei o amintire plăcută despre el. Indiferent că e vorba de o căsnicie, de ani, de zile, de o relație defectuoasă, dezastroasă, tu niciodată ca bărbat să nu lași în mintea unei femei o amintire Neplăcută despre tine. Niciodată. O să spui că nu merită, că altele merită, că nu merită. Aici nu e vorba despre care femeie merită sau nu merită vreodată. Tot ce faci, faci pentru tine, nu pentru cine merită. În primul rând, tu meriți ca bărbat să-ți arăți caracterul și verticalitatea în fața ta când te privești dimineața în oglindă și seara la fel și zici, băi, eu ce fel de om sunt? Eu ce fel de om sunt? Dacă nu sunt stare să las o amintire plăcută în mintea unei femei care poate nu valorează nimic în general, eu cum pot să las o amintire plăcută în fața lumii, șefilor, oamenilor, subordonaților mei când pleacă din firma mea? Pentru că așa cum pleacă un angajat din firma ta și te vorbește de rău pe la spate și la tot conceptul tău, se observă foarte clar în felul în care tratezi femeia și cum te desparți de ea și ce fel de amintiri îi lași. Chiar dacă a fost pentru o noapte, tu trebuie neapărat să-i lași unei femei în capul ei o amintire plăcută despre tine. Și asta nu mă refer la cât de bine ai iubit-o noaptea respectivă, ci mă refer la absolut tot, tot, tot tacâmul, tot antreu, tot, 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 tot ce ai putut să-i oferi în seara aia. Că mulți vorba se gândesc dacă... A fost bine, a rămas cu o amintire plăcută, măi soada, nu? să știi că nu acolo rămâne amintirea plăcută. Dacă doar atât, repet, ai ești la stadiul de bază, penetrezi cot, intru așa ca și cu tractorul, ai arat terenul și uite, măi, m arată terenul, o să fie amintire plăcută, măi, să ar putea să vină altul să însămânțeze, să planteze, să crească acolo și să culeagă roadele. Tu o să spui doar că ai desfundat, ai scos, ai defrișat. Dar asta nu înseamnă un câștig în fața nimănui. Poate pentru tine ca mascul, la nivel de mascul, că ai marcat terenul, ți-ai bătut țărușii și cam atât. Vine altul și ți-l ia. Măcar să plătească concesiune, dacă înțelegi ce zic. Dar nici măcar nu are pentru ce să-ți mulțumească celălalt să-ți dea concesiune ce femeia ai făcut din femeia aia. Nu știu dacă înțelegi ce zic, dar cred că înțelegi tu ce zic. Sper că înțelegi cu amintire plăcută să-i lași în mintea. Adică să-i vorbești frumos, să-ți arăți și respectul față de ea și mulțumirea și felul în care a fost seara respectivă, viața cu ea, momentele cu ea frumoase, nu contează. Poți să-i spui și așa, uite de măi femeie dragă, măi am avut o viață cu tine, un iad mi-a fost. Da? mi a făcut viața un calvar, poți să fiu sincer până la capăt, nu jignitor, dar sincer. Cum te simți tu? Dar trebuie să-ți fac un mare compliment. Dacă nu aveam o femeie atât de diabolică ca și tine, eu nu cred că reușea să scoată din mine Părți pe care niciodată nu le-aș fi putut controla în fața lumii întregi, cum ai învățat tu să mă controlez sau să mă descarc. Acum știu clar că oricine ar veni vreodată să pună presiune pe mine, că e șeful, că e lumea, că e armata, că sunt cotropitori altor țări. Eu știu acum să rezist în fața unor presiuni la care tu m-ai supus de una singură așa diabolică cum ai fost și pentru asta eu trebuie să-ți mulțumesc ca bărbat că m-ai antrenat. Nici în armat armatelor psihologice și cu tot ce vrei tu de antrenamente psihice n-aș fi putut să am așa bun antrenament ca și cu tine. O femeie crede mă că va aprecia și gradul ei de diabolism la care tu ai putut să ai o apreciere, în fața care ai putut să ai o apreciere. crede -mă că o să se bucure. Unui femeie trebuie să-i arăți recunoștința și recunoștința răși prin simplu fapt, bă, uite, așa furisită cum ai fost, mă, da mai învățat ceva. Eu trebuie să-ți fiu recunoscător. Știu că trebuie să te schimbi multe la tine ca femeie, dar a fost și ceva bun în asta. Înțelegi? La fel și lumii întregi, ca președinte ce ești, ca șef, ca ce vrei tu angajat acolo când pleci din funcție, la fel vei spune, dragi concetățeni, eu am fost președintele vostru, chiar dacă nu ne-am înțeles niciodată și n-am reușit să fac treabă cu voi aici, pe post de președinte. Și ați pus presiune pe mine și m-ați vorbit de rău și ați fost nu știu cum cu mine și m-ați judecat și m-ați criticat și ați scris articole și așa mai departe. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor că m-ați ales, că m-ați votat și că mi-ați arătat în timp așa care îmi sunt slăbiciunile și unde aș fi putut lucra mai mult și îmi dau o seama de incapacitatea mea de a fi putut face mai mult pentru voi ca popor. Dar am învățat foarte multe lucruri și știu acum mai departe ce am de făcut ca bărbat. Mă credeți că niciun președinte la final de mandat niciodată n-a venit să vorbească așa? Știți cât de mulți oameni poate l-ar fi urmat și l-ar fi votat, poate și a 5, a 6, a 7 oară, doar pentru că a reușit să-și recunoască limitele pe care le-a avut? Poate ar fi putut ieși pe stradă liniștit fără să fie văzut altfel pentru că a avut în el potența, prestanța, prestigiul și puterea despre cele patru P de care vorbeam, al cincelea să-și îl țină în pantaloni să facă toate aceste declarații, nu avem așa ceva, de aia nici putem aprecia, noi ca popor, femei fiind, ca și conceptual vorbind, așa nu putem aprecia acest reprezentant ca forță masculină, înțelegeți, de la micro la macro el va pleca în cel mai elegant mod posibil din viața unei femei și nu va ști nimeni ce povești de dragoste a trăit și cu cine le-a împărtășit. Despre asta am zis. Niciodată nu ți va reproșa un bărbat adevărat modul în care te comporți și te va accepta așa cum ești. El dorește să dezvelească straturile cu care tu ca femeie te-ai acoperit. Vrea să accepte provocările tale din dorința de a se hrăni cu ceea ce ești. El adoră dezvoltura la femei și caută să le dezarmeze complet pentru a descoperi femeia liberă. Cum să o spun eu altfel așa mai, mai băbește? Mul, sunt așa o, mare, am văzut așa o categorie de doni care vor o femeie să fie... Stai așa să mă să fie, cum să spun eu, așa controlată, cum bea apă, așa în categoria unor bărbați care s-au mai emancipat și zelat, coafat, pilat, pensat, aranjat. Dar studiază așa dacă și ea este încă... Abținut, așa, nu știu cum să zic, e o formă de a fi elegant, doamnă și cu standardizată etichetă, protocol, trebuie are treabă cu așa ceva, le, le respecti în conformitate cu caracterul, temperamentul tău, dar e așa o xeroxare a, ființei, cumva, tu ca bărbat inspiri chestia asta, știi? Și când inspiri lucrurile acestea ca ea să fie încapsulată, tu n-ai să descoperi esența aia, savoarea aia unei femei dezinhibo, descoperă așa cum e și asta o faci prin a-i accepta, hai zice, la primele întâlniri să luăm tot timpul cu începutul, așa cum e ea. Tu vezi că e așa mai abținut, relaxează, -o. vorbește deschis cu mine, hai povestește în ceva, liniștește-te, hai să mâncăm un burger așa cu mâna, lasă furculița cuțitul, Zim cu alte cuvinte, fă o să râdă, să zâmbească, să se relaxeze, descoperă femeia așa cum este ea, să ajunge acolo în esența ei, să o vezi liberă. O femeie descătușată, Doamne, cum hrănește un bărbat și spun hrănește, nu că îi dă de mâncare, îl hrănește efectiv, să intre așa într-o femeie, în sufletul ei, în ea, în ce vrei tu, în mintea ei, în toate sucurile ei, să te hrănești acolo ca bărbat, așa, să te odihnești așa în ea, să simți așa cumva că te-ai descărcat complet, așa să zici, domnule, mă simt acum atât de liniștit, atât de relaxat, amintea mintea limpede. Știi cu care femeie poți să faci asta? Cu cea pe care ai reușit să o dezinhibi, nu pe care ai inhibat-o. Și există categoria inhibaților, o inhibă. Vezi că Geana ți-a făcut... A, da, Geana, știi? Vezi că ai un fir, nu ți -ai pensat. A, da, că am uitat. O inhibi într-una, așa, știi? Și sunt bărbați care ei vor să fie domni și ți arată ție defectele. O vezi că e mai plinuță. Îi spui, da, uite, îmi place așa, desfăți pantalonii, relaxează, dai să mâncăm, nu mai sta. Adică dezinhibo. Un bărbat adevărat va dezinhiba femeia, nu o va inhiba. Nu contează că nu ți-a plăcut ceva la ea, că e, alea le ții pentru tine, pentru că scopul tău final este să o dezinhibi. Ai dezinhibat-o, ai eliberat-o, ea îți va fi acolo oricând, pentru orice ce vrei tu. La fel și cu lumea. Tu ca bărbat în societate poți să dezinhibi. Ai observat? Poți să dezinhibi, nu știu, pe șeful tău. Îl e așa la o bere și la o băută ca să te împrietenești, că tundeva, undeva, undeva dorești să-l dezinhibi, corect? ca să intri sub piele. Se simte liber lângă tine. Poți să dezinhibi așa un grup de prieteni, dar nu că spargi semințe, te la oameni și râdeți așa. Să-i dezinhibi cumva să vezi ce chestie mai învârt în capul lor, ce își doresc ca bărbați să mai miște în lumea asta. Să-i dezinhibi. Nu poți să dezinhibi pentru că n-ai dezinhibat încă o femeie. Lumea versus femeie te ajută foarte mult. Te exercezi exer cu exer femeie o să aibă de câștigat. Femeile o să mulțumesc la final. Abia așteptam unul să mă dezinhibe. Tot timpul m-am simțit, ba că am colăcei, ba nu știu ce. Mă inhibă într-una ba, unul ba altul, ba că n-am făcut nu știu dezinhibo. bucură de varianta ei neșlefuită, neelegantă, tocmai ca să o dezinhib, pentru că acolo și avea avea de câștigat și tu vei avea de câștigat. Un bărbat adevărat este cel care te pierde în mii de feluri, dar de fiecare dată te recâștigă în același mod. E ca și la care pierde de sute de ori voturile sau interviurile sau ce vrei tu, dar întotdeauna reușește să se să recâștige acel ceva din nou și din nou și din nou. Și o să vedeți cum funcționează din alte considerente pe care urmează să le expun această frază pe care am spus-o. Este al bărbatul adevărat, este acel bărbat care știe că a lipsit la primele capitole ale vieții tale, dar cu siguranță cu el vei termina cartea. Un bărbat adevărat niciodată nu o să se dea deoparte în fața unei relații cu o femeie care are în spate multe relații. Are așa un, un istoric, ca să zic așa. Pentru că văzând-o cam cum a ajuns, îți place nu? cum e așa, te atrage cum e așa, Interesant, e parcă femeia aia pe care ți-ai dorit-o de mult, din multe puncte de vedere, și mental o duce capul, și emoțional, și așa ca și energie emană, în vitalitate, și fizicul e ok pentru tine, pe gusturile tale. Dar te deranjează istoricul, nu? că a fost cu X, că a fost cu Y, că a fost cu ăla, că a fost cu 50. Am observat că sunt bărbați care întreabă cu câți ai avut înaintea mea. Un bărbat adevărat nu o să întrebe așa ceva în veci. Pentru că ea nu o să spună niciodată numărul. Că nu-i proastă să-ți spună câți au avut înainte. Dacă vrea să scape de tine, o să spună că au fost mulți. Dacă vrea să nu te piardă, să zic așa câțiva. Nu mai întrebau o femeie cât au avut înainte. La ce te ajută? Pe tine te ajută ca să vezi cât e de forjată, cât e de frecată, cât e de, nu știu, utilizată femeia respectivă. Dar un bărbat adevărat, din contră, va accepta, va aprecia o femeie experimentată pentru că a reușit să ajungă ceea ce este astăzi și totuși are în ea acea eleganță și acea prestanță și acea atracție și acel magnetism pe care poate una oricât de totul ar fi sigilat la ea și încă nedesfăcut, durează în timp până le dobândește. Un bărbat dorește să încheie cartea cu tine chiar dacă n-a participat la celelalte capitole din viață. Adevărat e ala. Pe el nu-l interesează care a fost primul, pentru că pe el interesează să fie el ultimul, înțelegi? Așa și pentru o femeie, același lucru valabil. O să spune și femeile, trebuie să înțeleagă același lucru, că nu contează câte au fost înainte, contează că ea ultima. Știu și asta, le-am spus și doamnelor, noi acum vorbim despre domni. Pentru că se pare că pentru bărbați contează foarte mult cât o au avut înainte. Nu asta contează pentru un bărbat adevărat. Cu cât e mai experimentată, versată, rasată, șmecheră, elegantă, rafinată, educată, asta o să conteze pentru el fiindcă știe că din punctul ăsta le mulțumește în gând să zic așa, tuturor bărbaților care au fost în viața ei pentru că a ajuns femeia, uite așa și de aici eu plec cu ea mai departe pe următoarele capitole nu am nevoie să o formez de la început că nu sunt formator de femei eu sunt un bărbat care trebuie să înceapă să trăiască o dată viața cu o femeie, nu să o crească, nici să o inițieze, nici să o învețe. Un bărbat va căuta să înceapă odată viața. Înțelegi? Stabilește din start tipul de relație. Asta v-am spus. Să stabiliți din start tipul de relație. Și o să spuneți că femeilor nu poți să le spuneți luați-mă pe mine pe stradă de mână. Dacă ați făcut asta vreodată, cu o femeie după sfaturile mele și opriți-mă pe stradă și spuneți Băi, soada, uite, am făcut chestia asta și ai avut o reacție urâtă, ai ieșit urât de tot Veniți și făceți mie reclamații Sfatul tău n-a funcționat Pentru că știu clar că am vorbit cu doamne, că și-ar fi dorit mai bine să-mi spună de la bun început Băi, hai pentru o seară După aia am vedea ce-o fi Dar repet, contează modul în care îi spui Și aici uh, se poate lucra, e foarte ușor, nu durează mult Poți dau câteva exemple într-un context evident pe care îl formez uh, și încerc să te atrag, să vii la tainele masculinității și de ce? Pentru că îmi doresc de mult să vorbesc deschis bărbaților. Dar deschis, așa, deschis, deschis, până la capăt. O să mă întrebați ca bărbat, unde sunt bărbații ăștia de care vorbește sau dar sunt. N-aș fi putut vorbi din cărți, nici din filme, sunt doar că m-am hotărât în 2023 să vorbesc despre ei pentru că este timpul pentru bărbat în 2023. Am venit 2022, a fost pentru femeie, anul ăsta e pentru bărbat. Un bărbat, de exemplu, la o întâlnire. Sunt câteva frânturi pe care vi le dau aici pentru că se începe așa cu partea arhetipală, dar vă dau câteva hinturi ca să vedeți, comparativ cu ce se întâmplă în lume. Nu-și întoarce telefonul cu fața în jos când este la o întâlnire cu o femeie, este un gest aiurea, nu stă într-o formă țepoasă, înțepată. Un bărbat adevărat e relaxat. Relaxat nu înseamnă tolănit. Emană relaxare, siguranță, încredere, căldură, zâmbet. E un trec palmare, e o combinație, așa, o formulă destul de interesantă. La fel se poate întâmpla și când stai cu șefii tăi, cu angajații tăi. Relaxezi atmosfera ca bărbat, nu tensionezi. Nu faci să există o tensiune la masă. Ești și tu tensionat, dar aici trebuie să înveți să descarci. Un bărbat adevărat îți dă un mesaj. Ție ca femeie din când în când să te întrebe dacă ești bine, ce mai faci? Indiferent de tipul de relație care a fost, decât dacă ea a zis nu mă mai căuta. A, aici trebuie să spuntez o chestie. Acum fac o scurtă paranteză. Învață ca bărbat să insiști când ea zice nu. Insistă. Nu mai vreau să fiu cu tine. Nu mă mai suna. Lasă-mă în pace. Insistă. Sună încă o dată. Mai sună încă o dată. Și încă o dată măcar insistă. La întâlnire zice că nu mai vrea, mai invit o dată, te refuză, mai invit o dată, te refuză, mai invit o dată, te refuză. De trei ori. Alea care așteaptă de mai mult de trei ori, cu alea eu o altă categorie de femei, n are rost să vorbesc despre ele, știu ele care sunt, am vorbit și pentru ele asta. Că o zici că eu am încercat de a nu vrea. Insistă. Te-ai certat cu femeia ta, a zis lasă-mă în pace și lasă-mă singură, tu vină o dată la ea și ai zice ești afară. Tu mai vii peste 10 minute încă o dată, ea zice ieși afară și mai vii încă o dată și vezi ce se întâmplă atunci. E o femeie și o săruți, ea se retrage nu te opri acolo, o mai e o dată, adică nu bruști, nu, deveni hărțuitor, o mai încerci o dată și mai încerci încă o dată. O femeie are un mecanism de apărare pentru a-și păstra stima de sine. Nu vrea să cedeze ușor, nu din dorința de a te nebuni, ci este un mecanism de apărare. Cum pentru tine este unul să te inhibi, să treci, să fugi, să te duci, așa e pentru ea să refuze. Primul lucru va spune nu, dar nici ea nu știe de ce și ar dori să spună da. Și de ce? Pentru că vrea să vadă că insiși, că insistența înseamnă pentru o femeie la o anumită categorie faptul că mă vrea, că e ceva real acolo, că e adevărat acolo. Cel mai greu pentru o femeie este să-și reclădească înapoi stima de sine. Asta e tot la o femeie, e foarte greu. Nu are cine să-i o reclădească, să se simtă din nou frumoasă, dorită, iubită când un bărbat n-a avut grijă. La fel și cu un popor sau cu angajații sau într-o afacere, e foarte greu să restabilești o prestanță, un prestigiu a unei firme sau unei comunități sau la locul de muncă odată ce a fost lezat angajatul sau oamenii respectiv pentru care tu lucrești și ești acolo. E același lucru și în lume e la fel. O să te ajute foarte mult. Foarte, foarte mult. Mai întreba și voi angajații, sunteți bine? Ce mai faceți? Tu ca și Colegă acolo, ești bine? Cum îți merge astăzi? Te simți mai bine că ai fost răcit? Așa cumva ți amintești și pentru o ea. Măi, asta am fost cu ea acum trei zile, a fost supărată pe mine. Dă să o ești bine? e supărată? Insistă. Pentru că insistența arată faptul că ai în tine capacitatea de a penetra. Înseamnă că ai o potență, înseamnă că vrei să intri, dar depășește limita și ajungeți să fii abuziv când vezi clar că femeia deja dă bir cu fugiții când te vede pe stradă. Adică să vezi diferența dintre abuz și nevoia de a insista pentru o ea. Bărbaților nu le place ca o femeie să insiste și te înțeleg de ce nu-ți vine să insisti pentru că tu ești setat ca bărbat. Să nu trebuiască o femeie să insiste. Te dezgustă chestia asta, o femeie când insistă, când te sună, când vrea, când se bagă singură în seamă și înțeleg procesul că tu nu poți să faci ceva cuiva ceea ce ți nu-ți place să ți se facă, dar la noi exact pe dosie. Noi insistăm pentru că ne-am dorit ca el să insiste și voi nu insistați către o femeie pentru că nu v-ar plăcea vouă către voi să vină o femeie să insiste. Noi ca popor să numim așa din partea unui conducător, ne-ar plăcea ca un conducător să vină să insiste asupra noastră. Haideți măturați zăpada din fața casei, haideți faceți voi întâi treabă și o să facă fiecare, haideți să facem, adică ca popor ne-ar trebui un lider insistent pe noi să ne bage în seamă voi ce mai faceți, sunteți bine? Dar unui lider nu-i place ca poporul să insiste către el, hai de mai ieși în față, hai mai zine ceva, dar unde ai dispărut și el tot fuge. Exact dinamica asta se observă între popor și lider versus între femeie și bărbat. V-ar plăcea un lider așa să bine să vedeți, voi ce mai faceți? Cum sunteți? Uite, după pandemie, sunteți bine, sănătoși? Dați-mi și mie așa un mesaj să văd cum sunteți. Insist așa. Voi nu, 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 lasă-ne pace că ne ignorat. Ai, nu, hai, nu, mai mă, că insist. Mai ales la român. Insistă. O să te iubească mai tare poporul ăla sau femeile alea sau cine vrei tu. Angajația Bună teoria, nu? Hai să vedem mai departe. Ah. Un bărbat adevărat nu este narcisist. Adică preocupat doar de el, de aspectul lui, de emoțiile lui, de nevoile lui. Și un bărbat adevărat nu pune preț doar pe aspectul său fizic, al lui sau al ei. Un bărbat adevărat iubește toate formele. Nu, nu, nu zic că le iubește în sensul că le are savura, le-ar lua sau că le-ar vrea pe toate, ci pur și simplu adoră corpul feminin, indiferent în ce stadiu este el. Nu judecă femeia în funcție de kilogramele pe care le are. Știe foarte clar că poate să... Să lezeze foarte mult stima de sine unei femei pentru acest aspect. Din contră, un bărbat adevărat va scoate în evidență doar ceea ce este frumos la ea, tocmai pentru a lucra asupra ei să devină o variantă mai bună a ei. Pentru că în sfârșit este văzută. La fel se întâmplă și când ești în lume, dacă înveți să faci asta cu o femeie și în lume vei scoate în evidență ce are bună echipa ta sau colegul tău sau șeful tău sau pe cine vrei tu să impresionezi ca bărbat. Subliniez nu greșelile ca la școală cu roșu, subliniez calitățile unui om pentru ca un om să vină într-una cu ele afară, sublinind defectele unei femei versus a unei societăți sau a unui popor, tu nu faci decât pe acei oameni să gândească doar la defectele lor. Suntem români, suntem hoți, suntem nu știu ce, nu suntem buni, nu plătim taxe, nu știu cum. Adică se sublinează întruna, una am observat și în lume, defectele acelui popor. Și nou în cap când ne uităm la, cum, nu știu, Românul de lângă noi, noi ne amintim de defectele lui, că poate și el e un corupt și el este un șmecher. De ce să nu fiu și eu la fel? Știi, se face comparația care e să nu fie mai tânteleu decât celălalt. Și dacă s-ar sublinea din partea unui lider, care ar fi la locul de muncă sau asupra poporului, calitățile acelui popor, băi, oameni buni, voi sunteți darni, sunteți primitori, sunteți veseli, spuneți bancuri multe și despre mine ca lider. Dar și așa, uite. Eu apreciez chestia asta la voi. Fiți așa mai creativi în acest sens. Faceți ca și cimitirul de la săpânță, așa tot ce e vesel acolo, din tot ce e trist vesel. Uite, faceți din ceva trist ceva vesel. Hai să vedem ca popor. Și sublinind așa calitățile unui popor sau unui grup de oameni sau la servici când ești ca și șef sau vrei să devii un mare patron sau un mare nu știu, urmat, chiar dacă ești un angajat, poate te urmează șeful pe tine și asta se poate întâmpla, sublinind calitățile unei echipe. La fel se întâmplă și în veța asta sublinind calitățile unei femei. Nu știi să fii uh, observator al calităților și să le scoți în evidență și scoți doar lucrurile ne, nu știu, neșlefuite încă, neîmbunătățite. Nu vei putea să obții, să te urmeze o haită de bărbat, să zic așa, sau o haită de... De lupe, așa cum ți-ai dorit să fii văzut uh, capul lor sau conducătorul lor o să ți se ofere acea recunoaștere și acel prestigiu ca bărbat. Pentru asta ai nevoie de femeie este te comporți cu ea ca lume. Ai înțeles de ce? Pentru că pe tine nu te interesează să o ai că poți să o ai. Nu complet, evident, doar fizic ai o femeie la nivelul acesta pe care poți să o ai, dar restul nu ai celelalte tipuri și versiuni și daruri pe care le poate avea o femeie versus un popor întreg sau o lume care te-ar putea susține. Un bărbat, adevărat, are o varietate de interese și ocupații. Nu se ocupă doar de aspectul fizic sau doar de bani sau doar de muncă sau doar de femei sau doar de uh, servici. Are împărțită ziua măcar în trei părți: 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de hobby. Hobby însemnând orice fel de delectare. Foarte puțin bărbați citesc în zilele noastre cărți. Uh, m-ar să citiți un pic mai mult. Nu o să vă zic de ce, e un secret. Începe să citiți. E secret. Un bărbat adevărat este direct. E foarte direct. Direct în un sens de vulgar sau brută așa. E direct. Nu se abține în a face o declarație dacă consideră că este momentul de a face o declarație și de dragoste și de, bă, nu știu, de sfat, dacă ar fi să declare sau în sens de a oferi un sfat. E direct, nu se fofilește atâta. Nu are toane, bufeuri. Mm, am așa o stare nasoală și nu pot să sun acum. Cum ar fi să fii? Tu cum poți să ajungi ca bărbat mare undeva? Nu știu... Că vrei, trebuie să apari în fața publicului, să vorbești, că te cheamă, ai întâlnire cu nu știu ce grup venit de nu știu ce țară, pentru nu știu ce... Când tu ai... nu, acum n-am stare așa să vorbesc, stai să îmi revin cam așa, nu știu ce, o stare, ai bufeuri. Nu, 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 așa faci cu o femeie. O respingi pentru că n-ai tu starea necesară. Înseamnă că n-ai un autocontrol emoțional și mental și acolo vine din interacțiunea cu mai multe femei care ți-au călcat nervii la maxim așa, și pentru care într-una în gând le mulțumești, măi asta am întâlnit-o pentru că trebuia să o întâlnești și îmi toacă nervii. Ceva, pentru ceva mă pregătește femeia asta. Dacă în fața ei eu nu rezist să nu o lipesc, să nu o pocnesc, să nu fiu bărbat acolo, eu nu am cum vreodată să am un autocontrol când ies în lume și mă vor presa alți bărbați, alți oameni, o societate întreagă. Cum pot eu să ajung, nu știu, să vorbesc așa, să fiu urmat sau să dau un ordin și să se execute? Băi, până și la ăla de pe stradă, mătură aici sau angajatul ăla sau cine trebuia să vină sau la telefon să conving un om că vând ceva prin telefon, n-am spirit de convingere ca bărbat când eu nu pot să-mi controlez stările, bufeurile și mintea. Eu știu că ai și tu momentele tale în care nu mai poți, Înțeleg că, și tu ca bărbat, sunt momente și se adună când ești obosit și sătul de toate și vrei să te retragi foarte bine. Doar că ai o calitate foarte mare pe care o femeie nu o are. Poți foarte ușor să. sau să-ți bași picioarele în ceva și să trece repede. Asta e marea calitate. Noi, femeile, nu putem chestia asta. Noi ne frământăm într-una cu acea stare, cu acel moment, dar, pe când un, un. Tu poți foarte ușor. Ai calitatea de a te detașa, să dai așa shutdown S-a închis, e sigilat capitolul ăla pentru preț de, nu știu, jumătate de oră, te detașezi E fascinant asta la un bărbat, dacă am putea și noi să facem chestia asta, ar fi mirific De aia pot și bărbații care, nu știu, sunt chirurgi, au o noapte de scandal cu soția Se culcă, cumva își dau așa închid complet, dau un shutdown în și se trezește sau poate să facă treaba aia Și după aia continuă, de unde au rămas, zici, chestia asta o femeie nu poate să o facă, e... E ceva, e un dar, e un mare dar. Dacă poți să controlezi acest aspect și cu o femeie care te-a scos din minți, ai da și un legat de acest subiect două minute și spui, păi femeie, eu te ador, îmi place. Hai să vorbim și altceva, uite, hai, trebuie să discutăm o chestiune. Vrei să vii cu mine la mare, că am făcut rezervare și nu vreau să pierd bilete de avion, să dau aici clic, rezervare sau nu și ne certăm imediat mai departe, zic chestia asta, vrei sau nu? S-ar putea să ai reacții interesante din partea unei femei. Tu poți să faci chestia asta, femeia nu. Nu multe, adică. Folosește acest aspect. E un dar pe care, nu știu. Nu foarte mulți oameni, mă refer, nu foarte multe femei pot face chestia asta. Dacă vorbește deschis un bărbat și este respins, știe că e o reacție de autoprotecție a ei și el va mai insista. Dacă se oprește el ca bărbat din insistență va fi văzut ca un pervers. Mă refer în momentele în care un bărbat decide, aici mă raportez femeilor și bărbații vor avea ceva de învățat din asta. Dacă vine un bărbat și spune așa din star, știi, mie îmi place, după ce asta cu tine o perioadă și vreau să facem dragoste, uite, vreau, hai cu mine și tu, vai de mine, și el se retrage în clipa aia și nu mai zice nimic, el va rămâne pentru toată viața lui ca imaginea unui pervers care a vrut doar atâta de la tine. Corect? Chiar dacă o dă la întors și încearcă, știi, că îmi cer scuze, nici aia nu-i bine să fac un bărbat. Și aici, mesaj pentru bărbați: în clipa aceea, când ai fost deschis și sincer și ai spus ce vrei și ea, a început să se simtă lezată și sau jignită, tu continui să-i spui că încă îți dorești chestia asta. Îi spui în continuare: Eu te doresc, mă atragi, dar nu cu un aer la și, vai de mine, știi. Îi explici așa, ca de la ofertant către client eu îmi doresc în continuare asta de la tine. Înțelege, draga mea, mă atrage enorm de mult, nu te simți jignită sau lezată, adică să insiști în continuare pe un ton decent, calm și cald, ea va vedea că există în tine ceva puternic, e forță. E o forță foarte mare unui bărbat să nu dea înapoi, să dea înainte, dar să mențină un calm, dar să n-aibă niciun aer lașciv. Dacă ați putea renunța la lașcivitatea aceea, de salivă așa, un bărbat adevărat nu salivează. Vorbește tot ce are de spus, face toate complimentele, spune toate lucrurile oricât de perverse ar fi în acel context, dar o face cu un aer de, să zic așa, business. Da, știu că ești căsătorită, dar mă atragi foarte mult. Sunt foarte atras de tine eu ca bărbat. Înțeleg că ai pe cineva, că iubești, așa, dar îmi place foarte tare. Dacă ar fi fost un alt context, mi-ar fi plăcut să fim împreună o spun așa cu un aer de business, o femeie va aprecia chestia asta, dar să nu o spui niciodată ca bărbat, așa, să l vezi așa după tine și nu mai pot eu te vreau, dar haide, nu așa insiști, nu ciodată să nu mai ai aer la știv ca bărbat și în, în lumei la fel. Hai, dezvotați-mă, știți că eu nu mai pot, eu vă iubesc pe toți, te dragi toți, V-aș drăgăli pe toți, sau ca în fața șefului. domnule, eu vă apreciez, eu vreau să lucrez, eu nu mai pot. Așa, dacă ai aceeași atitudine la în fața unei femei versus te întorci în fața la serviciu, știți că vai de mine nu știu ce. Nu. Nu ai niciun succes. Acolo este cheia. Felul în care ai un aer, așa. Hai să spun ceva. O să-i ca pe o jignire. Dar ești foarte sexy pentru mine ca doamnă. Ce? Ah. Sau te întorci la șeful tău și spui: Fără nicio supărare, nu ești bun pe post de șef, eu m-aș fi descurcat mult mai bine. Lasă-mă să-ți țin o zi. Și pe la cumva l-ai violat pentru o secundă, înțelegi? Dar într-un mod așa, profesionist. Nu întoarce spatele și nu adoptă tactica indiferenței un bărbat adevărat. El vrea să rămână un zeu în ochii oricărei femei. Știți, aia care se iau așa, închid ușa, întorc spatele. Nu mai vorbesc, nu te mai sună trei zile. Ca să te învețe minte. Mai sunt și femei versate, deștepte, care s-au prins că. Așa faci tu, stai așa câteva zile în tăcere ca și cum ne-ai fi interesat Cum și poporul își dă seama imediat cum, nu știu, liderul ăla sau dacă vorbim de șeful ăla El îi supăra, vezi, doamne, pe angajații lui și nu mai dă trei zile pe la servici Nu o să fie cu nimic mai respectat decât dacă ar da piept situației Nu aștept nimic că pedepsirea de a, de a o lăsa să învețe minte pe oia trei zile sau să nu-i mai zici nimic ca să mai tânjească mai tare după tine? Nu. Nu ajută la absolut nimic. Tactica indiferenței. Ajută doar indiferența când trebuie să oprești din capul tău o reacție violentă, una care e agresivă, una care e gata, gata să spună sau să zică nu sau să închidă un capitol, atunci îți trebuie această temperanță, această calitate prin faptul că rămâi pentru câteva zeci de minute, indiferent ca să-ți faci mintea mai clară, atâta tot. Pentru clarificarea și limpezirea minții, nu pentru a pedepsi, a arăta cât ești tu de. de a nu-ți arăta vanitatea. Nimeni nu suportă un vanitos, nimeni. În schimb, toți adoră un șarmant. Un om șarmant. Unii bărbați sunt atât de concentrați pe micile detalii, de la fir de păr până la alte aspecte minore pe care le transformă în chestii majore. Am postat zilele trecute pe Facebook la mine o întrebare acolo: Care este cel mai penibil lucru, nu mai știu cum am formulat, cel mai penibil motiv pentru care ai refuzat pe cineva, tu ca femeie și viceversa? Doamne, deci <laughs> m-am distrat la maxim. Deci n-am mai putut, a fost atât de fain atât de faine, doamnele, bine și domnii câțiva au scris, nu știu de ce s-au obținut, bine, eu știu de ce, dar n-are rost acum să deschid discuția asta, ca o paranteză de fac așa să mai mă odihnesc și eu sufletul cu voi. A fost extraordinar. Deci au scris toate doamnele motive pentru care au refuzat, nu știu, un next date sau a doua întâlnire cu cineva sau să zic mai mult decât a fost la a treia, a patra întâlnire. E ceva formidabil și foarte mult se leagă ce am observat așa ca o concluzie pe aspectul, pe mirosuri, adică nu i-au plăcut ei de la el cu miroase. Probleme de igienă să le numesc așa, S-au legat de incompatibilitatea mirosului pentru că sunt oameni. Să citiți cartea Odora, mai foarte interesantă, explică istoria mirosului și a parfumului. Ca și concluzie, mirosul urât sau frumos nu are, e, e subiectiv. Ce pentru un om miroase plăcut, pentru celălalt poate fi disgrațios, pentru că memoria olfactivă e cea mai puternică memorie dintre toate memoriile pe care noi le putem avea. Și în momentul când s-a asociat un miros cu un aspect neplăcut din viața noastră, automat avem o reacție de repulsie și atunci există femei care în sarcină adoră mirosul de benzină de exemplu da? uh, și după aia nu îl mai suportă sau uh, sunt momente în viață când ți-a plăcut un parfum și nu ți-l mai place pentru că ai asociat acel moment cu ceva la fel și cu mirosurile corpului oamenilor, sunt oameni care preferă mirosul acela chiar dacă e unul, cum zic, cu unii spălat pe versus spălat pentru că l-au asociat în mintea lor cu o imagine plăcută care s-a întâmplat. Adică sunt foarte relative gusturile în materie de miros, chiar și a corpului, chiar și a parfumurilor pe care le folosesc. Odată o să vorbesc despre partea asta de odorama, că mi-a plăcut are mult cartea și am să comentez cu voi într-un live despre parfumuri și mirosuri corporale și ce a fost pe vremuri și unde am ajuns astăzi. Și vă dați seama că s-a s-a început un război și din cauza unor mirosuri care au avut oameni între ei. Deci e fascinant ce putem învăța din această istorie a parfumului. Iar legat de bărbații, revenind de aici sau de femei, în aceste declarații pe care le au făcut public legat de motivele pentru care au ajuns să refuze o întâlnire a fost ceva excelent, deci de la aspectul fizic, care au fost așa și așa, nu neapărat s-au legat de asta, dar de igienă și de modul în care își poartă anumite ținute și de na, îngrijire personală au fost cele mai multe de acolo, dar Felul în care ați expus și ați scris a fost ceva extraordinar. N-am mai râs de mult atâta în sens de nu de voi, de imaginea care mi s-a creat în minte. Văzând situația respectivă, am zis, Doamne, dacă v-aș avea acum în față, v-aș îmbrățișa pe toți pentru atât, de multă, uh, pentru atât de mult stil în care ați scris. Așa că mai aștept în continuare la postarea respectivă și alte povești. Pe mine una mă inspiră la maxim, pot să fac legături în mintea mea și pentru alte situații. Revenind la bărbat. Așa, se concentrează pe micile detalii, la alte aspecte minore pe care le transformă în majore. Iar alți bărbați se uită la detalii importante pe, pe, care nu le poți, să zic așa, nu le poți cumpăra, nu le poți insufla, nici nu le poți corecta la chirurg și nici dacă îl bagi pe la în mașina de spălat. Adică sunt bărbați care se uită la aspectul fizic la o femeie, se uită cum arată, pun pres pe detaliile astea, sunt mici. Atenție, le subliniez ca fiind mici. De ce? Pentru că eu, să zici așa ca femeie, sau tu ca femeie să te numești tu mâine, poți să slăbești, poți să te duci să faci un corp pe bisturiu, așa, dar el la altă femeie nu are cum să implanteze un creier mai bun. Niciodată. Carisma, farmecul, istețimea, șmecheria, faptul că e versată, așa nu le poți face la niciun chirurg. Și un bărbat care nu-i bărbat și pune preț pe cum-i ea de parfumată, cât-i ea de slabă, cum arată ea fizic, dar e foarte isteață ca femeie, șarmantă, mai șmecheră, mai nu știu, descurcăreați așa în viață, îi umblă mintea și nu pune pres pe lucrurile astea care, repet, nu le poate pune niciun chirurg în cap, e un bărbat care nu știe să fie adevărat. E ca și cum ai lua un popor care e jegos, murdar, dar îl critice așa și spui, domnule, nu vreau să-l conduc pe o poporul ăsta, că oricum e așa mai nespălaș și așa mai departe, dar ratezi genialitatea celor oameni faptul că au mintea creativă sau poate să facă altceva, tu poți să-i să speli, să-i educi în acest sens sau să investești în chestia asta, dar tu nu pai cum vreodată să iei un om și să-i bagi în cap șarmul, farme cu istețimea, genialitatea pe care o poate avea, talentele pe care le poate avea. Și un bărbat adevărat se uită la talentele unei femei, la cât ea de capabilă, la ce poate să facă. Că restul așa la chestii de ajustat, tu puneți întrebarea ca bărbat, ce pot eu vreodată să îi însuflu acestei femei care se mai poate, nu știu, îmbunătăți și ceea ce niciodată, indiferent ce aș face cu ea și oriunde o aș duce, n-aș putea să i îmbunătățesc. Niciodată. Nici să o duc la toți guru, nici să o bag în școli, nici să o educ. Nu are nea stofă de femeie care să se educe. Că pe una poți să o iei, să o faci din ea, uite așa, manechină, să arate bine, să arăfare de toate, dar n-ai cum să îi insufli stofă de doamnă dar unii bărbați se uită la aspectul exterior foarte mult. Foarte mult. Și de-aia foarte multe femei astăzi investesc în aspectul exterior ca să fie băgat în seamă, totul să vadă acel bărbat care are și ceva interior. Și nu judec bărbații pe chestia asta. Știți de ce? Pentru că voi aveți ceva ce noi nu avem ca femei. Dorința de a admira arta. Bărbații sunt mari iubitori de artă și frumos. Femeile nu. Chiar dacă o să spuneți cum femeia nu adoră frumusețea și natura, nu la fel ca un bărbat. Voi ca bărbați aveți această sensibilitate, deschidere către frumos. Eu am văzut de multe ori, de foarte multe ori, domnule, când cântă o orchestră, când vine o orchestră și cântă sau un muzican sau ce, ce o fi acolo, bărbații sunt primii care se apropie și filmează cu telefonul ca să vadă, nu știu, trăiesc momentul ăla, se apropie de muzicantul ăla, îl absoarbe, trăiește momentul respectiv, e acolo, vrea să facă o baie de artă. Pe când femeile o să vedeți că ele nu se apropie de muzicanții respectivi sau de artiștii respectivi care prestează un moment. Bărbații sunt mari iubitori de artă și de frumos. De aia, noi nu putem iubi la fel arta ca bărbații, pentru că noi vrem să fim arta. Și vrem să fim admirate și așa mai departe. Adică, nu e greșit o femeie care vrea să se întreține, să arate bine, doar că ideea e că bărbatul iubește și estetica minții foarte mult, unul adevărat. Și va admira arta pe care ea o deține în minte, e atât de vastă și complexă, pe când unul care nu e adevărat să-l numesc bărbat. Îmi va aprecia doar suprafața care se degradează odată cu trecerea timpului și în interior oricum nu are nimic complex și vast. Mulți bărbați fug de o femeie vastă și complexă pentru că e o bătaie mare de cap, pentru că e multă pentru mine. Nu vor să-și bată capul. Și atunci tu, ca bărbat, dacă vrei mai mult în viață și nu poți să-ți bați capul cu o femeie vastă și complexă, cum poți tu să mai visezi, să ai tu nu știu ce bani, să faci nu știu ce afaceri, să te dobândești nu știu ce prestigiu și prestanță și respect de la alți mascul, când tu nu poți să ai deschiderea către complexitatea minții unei femei și atât de vastă și de diferită poți fi azilnic? N-ai cum să stăpânești ceva mai mult că nu poți să stăpânești propria ta femeie și când spun să-ți stăpânești propria ta femeie nu înseamnă să îi bagi un căluș în gură, să o încui și să o legi și să o domini fizic ci să reușești să o facă ea de sine stătătoare, să, te urmeze și să ți se supună. Și când spun supună, femeile să nu se simtă lezate că se supune așa ca un ghiocel, ci pentru că fiecare dintre noi, ca femei, ne dorim, ne dorim de mult să urmăm și să insuflăm un bărbat. Adică să ne oferim lui, că e vorba de un Hristos, că e vorba de un Buddha, că e vorba de soțul, că e vorba de un zeu, că e vorba. Orice femeie în sensul ăsta s-ar supune de sine stătătoare, nu pentru că a fost obligată, constrânsă, de societate sau de nevoi materiale sau fizice. Când tu, ca bărbat, ai avut vreodată o femeie care să ți se supună de dragul tău? Și nu că suferă de sindromul Stockholm sau din toate filmele care le-ați văzut după ce a fost sequestrată, ea după aia se supune pentru că iubește acea agresivitate. Pur și simplu să ți se supună în sens de iamă, fă ce vrei, stoarce-mă de informații ca femeie, fă ce vrei cu mine, iubește-mă cum vrei tu, eu vreau să fiu toată a ta, sunt doar a ta și numai a ta și numai pentru mine, tine. Poate alții să aibă corpul meu, poate unul să mă ia într-o noapte, nu știu ce să-mi facă, unul să mă amenințe, dar eu sunt a ta și pe mine nu mă poate avea al bărbat niciodată. Așa, bă, asta înseamnă o femeie care îi se supune unui bărbat că urmează. Dar nu avem bărbați de urmat pe acest capitol. Mai apare aici o problematică. Sunt bărbați care se vaită. Bă, nu mi-am înșelat nevasta sau mă duc la altele pentru că nu mai îmi dă nimic acasă de mult. Nu mai face de mult dragoste cu mine, nu mai îmi dă nimic. Sau, nu știu, merge, se descurcă singur așa cum poate el. Dar niciodată nu v-a trecut așa prin cap. Eu vă spun decent și foarte frumos așa. Nu va a trecut niciodată, dar niciodată prin cap că o femeie nu mai vrea să facă dragoste cu tine pentru că nu ești bun la pat, pentru că nu stârnești ceva în ea, nu o exciți cu ceva, chiar te gândești așa că e vina doar a femeii și numai a femeii pentru simplu fapt că te duci tu la altele și faptul că te-au acceptat altele e din alte considerente și nevoi, nu neapărat pentru prestanța sau ceea ce tu ai de oferit acolo. Sunt foarte mulți bărbați care cred cu desăvârșire că vine este foarte mare a femei, mai ales cele care au născut sau care sunt însărcinate sau care nu mai pot din diverse motive medicale sau pentru că chiar nu mai pot hormonal sau îi dată peste cap toată, că e vina ei că el n-a mai putut. Voi nu știți o chestie? Oricât de bolnavă ar fi femeia, răcit așa, bolnavă, nu știu, e rău, e rău de tot, tu poți să o ai mă și pe aia dacă știi cum să o stârnești. Poate să o doară capul de nu mai poate. Să nu fi dormit trei nopți cu copilul ăla de nu știu cât timp. Pe o femeie poți să o ai oricând pentru că toate în adâncul lor își doresc un bărbat ca să știe cum să o ia dar nu ai factor excitant în tine, nu ai cum, nu ai cu ce și atunci cum să faci în afaceri sau în viață sau în lume sau pe ăia să să devii mai bogat, mai prestigios, mai potent, mai plin de urmași după tine așa, să te urmeze alți bărbați, să te vadă cineva când tu nu ai cum să le exciți mintea la ăia, să-i faci curioși. Să vină, să vrea, nu știu, să stea pe lângă tine așa și nu pentru că ai scos mulți bani sau nu pentru că ai deja atât de mult încât stau, ci pentru că ai acolo o chestie care nu poate să lipsească de aia. Să nu te refuze niciunul și nu pentru că e frică de tine, ci pentru că te place. Pentru că mulți bărbați zic, da, că e frică de mine, că sunt mare, că nu știu cum, că am eu relații. Nu, 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 nu. Un bărbat adevărat nu este urmat că la altora le e frică de el, ci pentru că este foarte mișto ca om, ca să o numesc așa. E atât de fain omul ăla și bărbatul ăla Încât, domnule, îmi doresc să stau pe lângă el, poate să ia așa, nu știu, ca râia și pe mine, carisma și cu pe care îl are bărbatul ăla, prietenul ăla al meu, omul ăla de acolo. Uite, o să-l citesc pe Florin Pierzic, o să-l dau așa ca nume. Uitați-vă la el așa, adoră fiecare femeie, da? Din viața lui n-a vorbit niciodată rău de niciuna. Este adorat de femei și de bărbați. Are prestigiu, are prestanță, are putere și are potență. Are succes oriunde. Omul ăla chiar dacă o să vedeți că poate n-a făcut nu știu ce mare averi, dar are o mare avere orice își dorește în, în orice zi, oriunde el poate să dobândească, chiar și fără bani, pentru că are aceste patru lucruri. Prestigiu, prestanță, putere. Nu contează foarte mult câți bani ai în cont, contează câți oameni îți sară în ajutor momentul când deschizi gura și vrei ceva ca bărbat. E, ăla e un bărbat așa ca model. Și uh, am mai observat un lucru. Așa să plângere pe care o are un bărbat vis-a-vis -vis de femeie Am observat-o în toate aspectele vieții Am și eu așa o întrebare către voi Așa, adevărați cum sunteți astăzi ca bărbați? Ia gândiți-vă puțin Orice, dar doar urmăriți-vă pe voi ca bărbați Este un test de observație pentru voi Ca să vă observați pe voi Ați observat că orice, orice N-ați mai făcut, puteați să faceți, ați vrut să faceți, indiferent ce e de vină femeia. Păi de-aia copiii astea sunt așa că e ea. De astăzi nu sunt bărbați că așa a educat femeia. De aia eu nu mai pot să fac dragoste că tu nu știu ce. De aia eu nu mai pot să mă duc să fac bani că tu m-ai oprit. De aia eu n-am devenit șef că tu te-ai împotrivit. De aia eu nu mi-am deschis atelierul ăla pentru că ți nu ți-a convenit, pentru că mama n-a vrut, pentru că m-a oprit. Tot timpul e de vină oricine altcineva, dar niciodată tu ca bărbat. Tu îți dai seama ce responsabilitate ai lăsat pe umerii tuturor că toată viața ta depinde de o femeie sau de femei să te lasă, să nu te lasă, să te împingă sau să nu te împingă. Adică orice ai avut, ai eșuat, ai ratat sau n-ai avut e din cauza unei femei. Atât de tare te controlează o femeie pe tine? Tu îți dai seama că declarația asta că femeia n-a educat bine copiii și putea să o facă că astăzi ar fi fost bărbați, faptul că un bărbat a lipsit din acea căsnicie tot o formă de educație a fost lipsa lui a format acel bărbat, acel băiat într-o manieră în care a lipsit educația. Faptul că tu ai dispărut dintr-o relație unde există un copil și spui că ea nu l-a educat bine pe a bărbatul din zilele noastre care oricum e așa și din cauza femei, lipsa ta într-o căsnicie, într-o creștere a copilului măcar, dacă nu mai e căsnicie, este tot o formă de educație. Mai puțin bună oferită unui copil. Și foarte mulți astăzi copii, generația asta mea, să zicem, și din urmă, nu sunt atât de mulți bărbați pentru că au lipsit bărbații din viețile acelor femei, fie că au fost în războaie, fie că au fost plecați foarte mult timp la muncă. Astăzi, de acum încolo, generațiile care se vor naște, să zicem, de pe acum înainte, unde și bărbatul mai stă acasă, mai crește și el copilul sau participă la anumite lucruri ce țin de creșterea unui copil, poate se vor forma niște. Bărbați, că de aici mă refer, crescuți și educați altfel. Lipsa unui bărbat, repet, în casă, în viața unui copil, e tot o formă de educație. Nu doar cine l-a crescut și cine nu l-a crescut, l-a educat așa cum e. N-a avut un exemplu masculin, bun sau rău. Nu mai dați vina pe femeie pentru orice, știți de ce? Pentru că vă scade din prestigiu și din prestanță și din putere și din potență, pentru că tu dacă ești bărbat adevărat o să te gândești în felul următor. Eu ca bărbat, dacă dau vina într una pe femeie și dacă mă gândesc da, că m-a cicălit, că nu știu ce, dar eu dacă eram puternic ca bărbat, dacă aveam în mine bărbăție, eu treceam peste asta toate, reușeam să o conving pentru că aveam spirit de convingere, reușeam să am persoasiune, reușeam să am o hotărâre și reușeam să fac toate visurile mele să le îndeplinesc, indiferent de cât de multă lume s-a oprit, s-a împotrivit sau nevastă mea. E vina mea. Să aud un bărbat să spună a fost vina mea, pentru că n-am putut mai mult, că n-am reușit mai mult, că nu m-a ținut mai mult, că nu-s capabil de mai mult și a fost vine, vine ea, mama, aia, ăla, oricine, dar nu el. Asta e o mare lipsă de responsabilitate și astăzi ce și unui bărbat ca să devină adevărat este să fie responsabil pentru eșecurile lui și pentru deciziile lui, bune sau proaste. Așadar, dacă vrei să fii un bărbat adevărat, pentru tine când te uiți în oglindă așa, să ajungi la nivelul măcar să nu mai dai vina pe o femeie că a fost maică ta, că a fost soția ta sau una din viața ta pentru ceea ce nu ai dobândit încă sau nu ai devenit încă și de ce? Pentru că și tu ai fost participant la ceea ce ai sau nu ai astăzi prin pasivitatea ta, prin lipsa ta de cunoaștere, prin lipsa ta de forță mentală, emoțională, sau să zic așa de energetică să o numesc mai departe. Că forță fizică o să zici, rup gura, îi pun așa, îi telefonul, tu poți să ai forță fizică să îi pui capăt unei femei și să te ii, să te duci în lume. Dar nu vorbim de barbare aici, pentru că tu nu ai forța mentală, nu ai forța emoțională, nu ai avut spirit de convingere și atunci despre ce vorbim? De aia nici n-ai reușit în tot ce ți-ai propus pentru că nu ai avut celelalte aturi. Nu ai reușit cu una din casă să o stăpânești în sens de să o convingi, să devină, să te susțină, să viseze pentru visul tău. Nu ai cum să ai vreodată speranța sau visul că ai fi reușit într-o afacere sau în lume sau cu alți bărbați ceva pentru că nici pe ea nu-i convingeai. N-aveai cum să-i convingi vreodată, înțelege? Testul tău ca bărbat suprem este femeia de lângă tine. Deci te, treci, treci testul cu ea, restul lumii îți va fi lumea la picioare. Nu treci testul cu femeia, nu poți. Și asta se vede de la Adam și Eva. Femeia întotdeauna a avut capacitatea și calitatea de manipulare. N-ai să poți să întrești niciodată o femeie la capitolul manipulare, persoasiune, vigilență emoțională, felul în care se, să zic așa, se infiltrează în mintea ta. Și pentru asta trebuie să o respecti și să o lași pe o femeie să se infiltreze în mintea ta ca să-ți însămânțeze idei mișto. Pentru că o femeie e plină de idei și uterul tău este aici în creier. O femeie are uterul aici și o sămânțești și ea naște o ființă nouă, pe când uterul tău ca bărbat este în creier. O femeie îți bagă o idee în cap proastă sau bună. Tu doar o dezvolți, o crești și la un moment dat naști așa un proiect și ai nevoie să-ți îmbunătățești acolo, să zic așa, statusul mental. Pentru că aia care vine și să-ți sămânțează o idee, să poți să crești și să naști, să duci la bun sfârșit. Noua ființă care va lua viață. Invențiile într-adevăr au părțit bărbaților, dar ai nevoie de o femeie care să te inspire, care să te mânseze idei. Și o femeie care e diabolică, șmecheră și așa, ea nu învinge prin forța fizică, ci îți bagă niște idei în cap, că nici nu mai reușești să faci ceva. De aceea, un bărbat cu foarte multe femei în jurul lui. O să ziceți că e pentru care bani. Nu, un bărbat are foarte multe femei la un moment dat în jurul lui pentru că s-a prins de ceva. Femeia vine cu tot felul de idei, bagă idei în cap, mai ales dacă e adorat, e respectat, ai respectat toate femeile din viața ta, le mai cauți, le spui la mulți ani, de sărbători, ești așa galant, ai grijă de ele, să te aibă în amintiri plăcute, să se gândească frumos la tine. Ele îți vor fi o sursă de însămânțare și de susținere a tuturor ideilor și proiectelor de care tu duci. Lipsă. Poți să faci brainstorming cu toți colegii tăi la servici să veniți cu nu știu ce strategii de marketing când o să vedeți că foarte puțin bărbați reușesc să se promoveze Foarte puțin De obicei o femeie reușește pentru care idei Bun Asta am vrut să subliniez, să nu mai dați vina pe o femeie pentru eșecurile sau neajunsurile în viața voastră pentru că aveți și voi responsabilitatea de a da vina pe voi pentru lipsurile pe care le aveți în sens de dezvoltarea voastră personală. A voastră personală și atât. Atât am putut. N-am știu mai mult. Nu trebuie neapărat să o ascultați pe ea, ci să aveți puterea de a vă asuma propriile voastre neajunsuri. Alt lucru care nu face un bărbat adevărat nu-și menționează pe fosta lui iubite într-o discuție sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu are de ce ca bărbat să menționezi pe fosta ta iubită în discuție. E ca și cum un președinte sau un, unul din firmă sau ce vreți voi, cel acolo, sau ca și angajatul, menționezi tot timpul pe fostul tău șef. Știi, șeful meu la a fost mult mai idarnic, a fost gârci șeful meu la sau printre băieți, știi, am avut un prieten care era mai așa și nu așa, zic așa un bârfitor. Nu-ți vorbi de fosta, felul în care tu vorbești de fosta și de bine să vorbești, tu n-ai de ce să o mai duci pe aia în discuție. Și un lider, de un președinte a unei țări, nu o să zică, să presupunem că a fost a unei alte țări, Asta, vedeți, ăia din altă țară au fost așa și ce bine făceau și voi, de ce nu faceți, nu știu, sunt două lumi diferite, două femei sunt două lumi diferite, nu ai cum vreodată să mai menționezi de o lume într-o altă lume, ca și cum te duci, m-aș duce eu în Egipt, de exemplu, și mă duc să compar lumea mea de aici cu lumea aia și menționez tot timpul, știi că la noi în România noi facem așa, la noi în România facem așa, păi tu cum ai experiența vizitei tale și călătoriei tale într-o țară nouă când tot timpul aduci în discuție cum e la tine în țară? Tu n-ai cum să savurezi femeia, țara, locul în care tu te afli, să o descoperi când tot timpul aduci în discuție pe fosta. Mi se pare o dată lipsă de respect, de educație, de bun gust, de, nu știu, de mentalitate în sine. O, o, o lipsă de experiență și de viață și vastă nu aduce în discuție pe fosta ta iubită, nici de bine, nici de rău, închizi subiectul ăla veșnic și definitiv. N-ai putut să depășești momentul, atunci o iei pe prietena ta din fața ta și spui, uite, eu vreau să discut o chestie cu tine, să înțeleg mai bine anumite aspecte, n-am putut să trec peste, dar deschizi discuția, nu o pomenești așa din când în când, ai luat o pungă, a, știi că cu fosta am luat punga asta așa, ai luat un biscuit, a, eu mâncam cu fosta nu știu ce biscuite, nu. Ori deschizi discuția și o termin până la capă și dezbați problematica cu ea, ca între doi prieteni, ori până la urmă îi spui femei din viața ta cu care ești acum, știi, eu încă mai am, mă mai gândesc la fosta mea iubită, s-ar putea să o aduc în discuție, sper să nu te deranjezi, încă n-am putut să trec peste. Ai înțeles? Dacă poți să mă accepti așa bine, dacă nu, nu știu, am acolo o chestie peste care nu pot să trec. Este mult mai frumos. La legat de uh, creșterea copilului, ce vreau să vă mai spun, uh, că se împlâng astăzi foarte multe femei, că bărbații nu pot să participe și la ajutorul unei femei aflate fie însărcinată, fie după ce a născut. Fugiți, așa, dați bir cu fugiții. Cum să vă fac eu, așa, o comparație? Ai avut, așa, un proiect, da? Ai avut o idee. Ai dezvoltat-o, așa. Ai pus ideea în aplicare, ai construit-o cu toată echipa ta de la servici sau de unde ești tu. Și, în sfârșit, a luat naștere ideea respectivă, o afacere a luat naștere. A dobândit ființe, ai pus nume, un SRL acolo. Și când ar trebui să o crești și așa să funcționeze, tu ții băgăjelul și dispar și aștepți ca toți angajații respectivi să facă ceva cu nou SRL, cu nou proiect și tu te întorci înapoi așa peste 2-3 ani din vacanță și te uiți să zici, mamă, uite așa, vezi, sunt bărbat adevărat, am dat instrucțiuni ca lumea, uite, s-a dezvoltat afacerea. A fost destul doar să-mi pun ideea și restul a mers așa blană, așa pe roată, nici n-a trebuit să mă mai implic. Asta e visul unui băiețel așa, cumva ca și la care a făcut copilul, știi, la a însămânțat o bărbat, domnule, a am lăsat-o gravidă, eu alții se chinuia de zile să las femeie gravidă, pa, o odată așa s-a lipit. E mândru de chestia asta. Al doilea motiv pentru care se vede că e copil, după ce a născut, nu e mai bună, îi e obosită, e grasă, e vai de mine, de... nu participă cu absolut nimic, nu ajută nici la, îi se par chestii feminine. Adică dacă ți se par chestii feminine să participi la proiectul tău de la servici acolo și dispare așa, la fel și aici într-o relație unde apare un copil, că sunt treburi de femei, ce să țin un copilul, să-l schimb eu, să-l spăl eu. E interesant cum, cum, dispare așa un bărbat din peisaj când apare femeia în acest stadiu. Și se miră că nu l cresc cu bine, ți l-am lăsat ție. E o lipsă mare de responsabilitate la bărbați, și asta e din dorința de a fi liberi. Poți să ai o mare libertate în maxim șapte ani dacă ți-ai crescut și tu copilul ăla, excelent. Chiar și de la 4 ani copilul ăla s-ar putea să fie excelent. Adică să aibă idei, deja să dezvolte o aplicație pe la 6-7 ani, să câștige bani la 12 ani. Ai putea trăi chiar mișto ca bărbat dacă te-ar duce capul și ai băga educație în ăla al tău mic, așa, ca lumea, să vezi ce este din ăla o rachetă genială încât tu să te așa stai așa pe spate. Și îți vin gicile alea de 14 ani în casă pentru că băiatul tău ăsta a fost crescut într-o manieră așa ca lumea. Dar tu ți-ai luat concediu aia 2 ani, ai dispărut de acolo și vrei să vină apoi acasă să fie fain. Ia calculează așa, 2 ani merită de lua concediu de la responsabilitatea creșterii unui copil sau patru, chiar dacă schimbi și scutece versus, dacă stai așa și îndure, așa, vitejește 4-5 ani și participi și tu acolo la toate problematicile vieții creșterii unui copil și din ăla este ceva fain de tot. Plus că mămicile așa la un moment dat devin chiar foarte sexy, o să te adore toate mămicile de la grădiniță După aia toate de la școală ca bărbat, după aia toate profesoarele o să te adore când o să te vadă citătic, fainiești După aia toți bărbații o să fie invidioși pe tine Deci astea toate sleșinate după tine se perpetuează așa în continuare, o mare, mare, te împingi așa în sus, crești Adică merită așa să-ți sacrifici, calculează știu vreo 2-3 ani așa cum mucosul ăla mic, cum îl numești, tu, că, bă, nu știu ce să fac cu el mai bine să descurcă femeia decât să dispare așa de ani și după aia să apar și să fii și alea te-au înjurat că erai sos și te-ai însolat soția și copilul ăla au fost necrescut și neva să te-ai tristă și tu ești scârbit de toate, adică e praf, nu-i bună strategia asta, eu zic să te gândești bine de tot, merită să investești un pic de efort acolo să fii și tu lângă femeia ta din casă și să o ajuți cu de toate. Când spun de toate, de toate facem amândoi până nu punem proiectul ăsta, copilul ăsta pe două picioare și funcționează. Încă la un dat ne dăm amândoi concediu că am crescut un copil că deja a a la 5-7 ani, astăzi copii, la 9 ani. Deja ți-o iau înainte, nu mai stai așa să-l faci până la 18, să-și găsească facultate și după aia abia la 30 are și el un serviciu, a plecat vremurile alea de mult. Trezirea, deja la 10 ani, S-ar putea să producă și el ceva în casa aia, dacă ești așa de pragmatic, și din cauza asta dispar, că ai treburi mai bărbătești de făcut decât să crești copilul, nu? Cu ea. Bun. Mai departe. Un bărbat. Adevărat, nu vorbește urât de nicio femeie, indiferent cum a fost acea femeie. Fiindcă va da direct în el și în capacitatea lui de a detecta din start cu ce fel de femeie iese. Adică tot în propria inteligență va lobby. Asta am spus. Un bărbat adevărat nu este frustrat de statutul unei femei, nici inhibat de banii ei. Își dorește să întâlnească femei care nu au nevoie de un bărbat. Și mai e o chestie. Nu e deranjat de femeia care vorbește hotărât? E hotărât, are atitudine autosuficientă. Știe că lângă una ca ea va clădi și va manevra o lume întreagă. Lumea lor. Foarte mulți bărbați astăzi am observat că nu suport sau nu le place, nu știu cum li se pare așa, parcă nu e feminină O femeie care vorbește hotărât, direct, se exprimă, e dezinvoltă Uite cum e stilul meu de exemplu, da. eu am un stil care vorbe, în care eu vorbesc direct, foarte direct, dezinvolt și mă exprim foarte hotărât Astăzi trăim într-o lume care este foarte nehotărâtă. Oamenii caută să fie mai hotărâți, să aibă așa o atitudine. Nehotărâtă. Eu sunt așa făcută. Așa m-am educat, să fiu foarte hotărâtă în ceea ce spun, felul în care spun, o spun cu foarte mult patos și viață, pentru că așa sunt eu. Și trăind într-o lume în care mulți oameni, nu știu, au așa o ezitare în exprimare, o ezitare într-o hotărâre, se ezitanți din diverse motive, pentru că n-au avut, nu știu, nici educația, nici puterea, nici forța, nici ambiția, nici felul în care e plămădit omul și și-ar dori să dobândească această hotărâre. Uh, bărbații, unii, să zic așa, nu suportă genul ăsta de hotărâre. Dar când mă aud vorbind, zic, dar de ce vorbești așa sigură pe tine? Că ești așa de sigură pe tine? Da, sunt sigură pe mine. Și de ce? Pentru că sunt de acord cu mine, până când cineva vine și îmi demonstrează că n-am dreptate, la fel de sigură voi fi. Am observat că sunt bărbați care, văzând femei care sunt autosuficiente, care sunt bine cu ele, hotărâte, uh, nu prea le place așa ceva. Sunt bărbați adevărați care abia așteaptă o femeie, domne, să vorbească hotărât, să fie directă, să spună lucruri pe nume. Dacă greșești, da, domnule, am greșit, învață-mă tu mai bine. Adică una este să fii hotărâtă că poasă și să nu accepți nimic și alta este să fii hotărâtă în credința pe care o ai în acel moment al vieții tale. Mulți cumva vor o femeie ca de genul acesta să-i spargă personalitatea. Am auzit această expresie la un domn cu așa. Și cu prestigiu, dar uh, lipseau foarte multe alte calități și am stat într-o seară cu el la masă. Și mai eram cu cineva și vorbea foarte vorbeam noi două mai hotărâte, așa, genul nostru de femei, am făcut asta, sunt bine așa. Am pus două chile pe mine, și eu la fel că au fost sărbătorile, eram foarte ok cu noi, așa ca femei. Și el ca bărbat s-a uitat așa la noi și a zis voi două așa, sunteți, uh, cu nu știu cum s-a exprimat, așa, dar. Ar trebui să fac ceva și noi am întrebat ce, să vă sparg personalitatea și zic în ce sens, ca să puteți să ascultați și voi de bărbat. Și le-am spus acelui domn, dar de ce ai impresia că nu te ascultăm? Noi te ascultăm dacă ai avea ceva de spus, dar spune ceva, stimulează-ne cu ceva. Adică atunci când ai o pereche, să zic așa, de femei la masă și sunt, nu știu, dezvolte, mai culturalizate cât e posibil, că nu suntem noi cele mai perfecte, atât cât știm, ne simțim bine și nu avem așa o crispare și o oarecare naivitate așa și o wow, doar că ești în fața mea, eu trebuie să fiu fericită și să te admir și nu avem privirea așa de cățeluș de la așa, uai, wow, toată tu ești, ce deci mă bucur că m-ai scos la o cină, că eram așa de tristă și mi-ai făcut viața mai fericită, adică nu mai vor să depună un efort când vede că o femeie așa complexă, mai hotărâtă, Îți dau seama că n-au cu ce să vină să mai impresioneze și dau bir cu fugiții sau zic că ești mai așa, mai bărbat, așa. O femeie nu vorbește așa. Adică relaxarea dezvoltării a unei femei, veselia ei, pentru un bărbat, e, un bărbat adevărat e foarte fericit pe chestia asta. Că în sfârșit a întâlnit o femeie. Ai da! Că e viața aici, începem să trăim. Numai un joc de roluri care pe care, pentru că nici femeia nu are nevoie care pe care să demonstreze, ce deci începe în sfârșit să trăiască cu acel bărbat. Hai ce să facem? Uite, doi mafioși s-au întâlnit. Eu am așa o personalitate mai hotărâtă, sunt mai versată, îmi umblă capul, știu multe. Tu ca bărbat ce vrei să faci în viață? Eu vreau să fac asta. Hai să fim doi mafioți așa șmecheri și să cucerim nu știu ce zona a lumii, nu știu ce parte a domeniilor. Hai să facem ceva împreună. Vrei? Adică trec mai departe la treburi practice, nu mai stau să facă lupte de orgolii, care pe care, tu trebuie să mă asculți pe mine, vreau să simt în tine un aer de supusă și eu să mă simt mai dominator, adică Vă dați seama la ce nivel stau unii la 50-60 de ani încât el încă mai joacă rolul în viața asta căutând cumva să simtă o femeie care e nevoiașă. Și sunt bărbați care nu mai suportă femeile care s-au ajuns. Dar gândește-te așa ca bărbat. Uite, mă adresez către tine. Ce-ai prefera? Să știi că o femeie stă cu tine pentru că ai bani, prestigiu, prestanță, tot și ai întâlnit-o atunci când le-ai pe astea toate și nu o să știi niciodată de ce e cu tine, pentru banii tăi sau pentru cine ești tu? Sau ai prefera? o femeie care are tot ce trebuie, se întreține singură și se întâlnește cu tine, tu care poate nu ai atât de mult, dar măcar știi clar că femeia asta se întâlnește pentru tine cine ești tu și cum ești tu și nu pentru ce ai. Pentru că aici apare marea întrebare. Femeia aia care e lângă tine tu așa bogat stă cu tine pentru ce ai sau pentru cine ești tu? Mulți bărbați? Mulți! Credeți-mă bărbați! se gândesc, nici nu se gândesc, nu le pasă de ce stai cu ei. Important e că stă și dacă nu o să fii tu care stă, o să stea alta, ai înțeles? Mentalitate animalică. Pe când alți bărbați, care le pasă, să știe că sunt susținut și în cele mai groaznice momente și când va intra vreodată în pușcărie sau dacă va fi zero barat, baia mai stă cu mine sau mă ridică de unde am căzut sau nu. Un bărbat adevărat vă căuta o aliată. Nu un nu un suplinitor care poate fi întotdeauna schimbat. Dar sunt concepte și concepte. se întreabă alți ce ar putea să mai ofere unei femei care are totul și tu nu prea ai nimic. Cum să te mai simți bărbat când are bani, are, nu știu, funcție, are tot ce-i trebuie? Ia de ce se mai uită la mine? Poate aici nu sunt cine știe ce la pat. Oare de ce este cu mine soada? Mă mai întreabă unii bărbați. Ce aș putea să-i ofer unei femei? Și aici vă rog eu pe voi ca femei și v-am mai spus să învățați să cereți bărbatului altceva mai mult, mai mult decât am fost învățați de către societatea în care noi trăim, anume să anume să-și facă cariera lui, banii lui, prestanța lui, ce vreți voi acolo, să-l învățați să știe cum anume să devină dorit și recunoscut. Fie că inventează din nou ceva, fie că e de idei, e susținut în ideea respectivă. E foarte important ca bărbat să știi că ai fost recunoscut și ți se recunosc meritele, că ai primit premiul Nobel pentru chestia aia. Și tu ca femeie este simți foarte bine și el se va simți masculinizat la loc în fața ta cu tot ce trebuie în momentul când a reușit să dezvolte ceva nou. Când a scos din piatră apă. Iar pentru asta trebuie să fii și tu ca femeie educată să nu-i ceri și lui să fie același lucru ca și tine și nici pe el să-l inhibi. Aici o sensibilitate foarte mare, dar și pentru un bărbat să fie dispus să-și folosească timpul și resursele pe care le are gen stau și eu ce fac în viața ei să vii cu idei. Așa cum ai venit pe vremuri și ai inventat tigaia, focul și toate alea pentru că ai avea nevoie, astăzi o femeie are alt tip de nevoie. Are nevoie de un bărbat care să îi se recunoască meritele. Are nevoie de puterea lui, faptul că este recunoscut chiar și în blocul ăla, în cartierul ăla, în zona aia. Băi, soțul meu a reușit, nu știu, a implementat chestia asta, a venit cu ideea asta, a făcut aplicația asta, uite, ceva mai ușor viața e mai ușoară datorită lui pentru că a venit cu chestia asta, ai înțeles? Ce o fi aia, nu știu. A inventat ceva nou, a adus ceva nou pe piață, o nevoie a astupat-o, soțul meu a venit cu invenția respectivă, a reușit lucrul respectiv. Sau cu orice altceva, i visul lui. Nu e deranjat, așa s-am zis, a, dacă ai invitat un bărbat, el plătește, dacă ai invitat ea, ea plătește. O femeie nu dorește egalitate. Eu nu sunt o feministă, să ne înțelegem. Eu sunt o femeie care uh, caută să aducă cele două lumi uh, mai aproape, cât să se suprapună, să creeze o lume în comun. Eu nu caut să aduc lumea bărbatului în lumea femeii, să te trag în lumea mea, să te fac să fii ca mine. Nici eu nu caut ca femeie să mă bag în lumea ta, să fiu ca tine. Și mi-aș dori să pot crea dintre femeie și bărbat o lume să se apropie de mai mult, să nu stea așa la distanță, eu sunt femeie, eu bărbat și să se suprapună o bucățică din amândoi cât să se creeze așa ca și cele două cercuri, Uite, așa zona asta de aici a mică, este lumea pe care noi doi am creat-o, e ceva în comun. Să creați ceva împreună în afară de copil și bani sau casă este o mare, mare realizare. Și nu ce egalitate de șanse, ci aici este și vina femeilor. Nu trebuie să vă dea voi un bărbat să puteți mai mult în viață. Dacă femeile ar fi fost mai unite între ele și s-ar fi susținut mai mult, ar fi reușit mai mult astăzi să aibă, să zic așa, un respect din partea bărbaților. Uite, tu ca femeie, dacă el te înșeală mâine cu alta, pe cine dai vina cel mai repede? Pe el sau pe cealaltă că și-a băgat nasul în căsnicia ta și-a fost ușoară? cel mai repede o să-ți fugă gândul la cealaltă femeie ca să dai vina pe aia că și-a băgat nasul, pe lângă faptul că te gândești și la el, dar îl ierți mai repede pe el decât pe o ea. De ce? Pentru că știi că ea are minte, la fel de, să zic așa, bine presetată, șmecheră și creativă, încât tu o vezi ca pe o rivală. O rivală care trebuie să o dai deoparte, nu pe o rivală cu care să faci un pact. Și un bărbat vede într-un alt bărbat un rival când vine către o femeie, dar ei doi repede poate să se unească și să facă un pact. Bă, hai pe asta două să vedem care o cucerește primul. Fac un pact. Două femei nu o să facă un pact să vadă care reușește, care dintre ele reușește să-l facă pe un el. Ea ori o elimină, ori o trăvește pe aia, adică caută să o elimine din peisaj. Și noi ca femei avem aici o mare problemă. Noi pe noi nu ne... Noi între noi nu ne unim ca bărbații în numele unui scop în numele unei idei, în numele unei noi vieți, noi una pe alta căutăm să ne eliminăm din peisaj și atâta tot, tot ca să intrăm în grațiile unui bărbat Și dacă vor femeile azi mai mult respect din partea bărbaților și mai multă, nu știu, admirație pentru mintea pe care ele o au sau pe care voi o aveți ca să mă raportez direct la voi Trebuie să fiți fim și să fiți mai unite între voi să vă susțineți, să vă vorbiți de bine în fața unui bărbat să vadă acei bărbați că voi, între femei, vă lăudați una pe alta în lipsa celelalte și nu vă bărfiți. că îi arătați unui bărbat, uite ce femeie frumoasă aici ce admir părul ei, prietena mea, adică să vadă o camarade, că sunteți camarade, că sunteți prietenoase între voi, pentru că atunci bărbații simt că sunteți unite. De aia bărbații au reușit asta să fie mai mult în patriarhată societatea, pentru că au fost mult mai uniți în numele scopului, anume să se simte liberi decât femeile între ele. Ele s-au luptat pentru un bărbat, iar bărbații s-au luptat pentru libertatea lor de exprimare. Și aici nu trebuie să vă dea voi un bărbat sau să căutați să convingeți lumea bărbaților că voi puteți. Voi veți convinge lumea, sau noi vom convinge lumea bărbaților că noi putem, când o să fim mai unite între noi. Și o să ne apucăm de treaba aia și o să o facem în felul nostru, în stilul nostru și rezultatele vor vorbi de la sine. Ați înțeles? că bărbații nu ne-au dat încă, că bărbații nu ne lasă, nu ne lasă pentru că noi n-am luat atitudine să demonstrăm că putem face, nu știu, regulile de circulație mai bine sau un concept mai altfel, în stil feminin. Nu vrem să demonstrăm asta pentru că încă sunt femei care așteaptă să mulțumească lumea bărbaților, să se facă iubite și adorate de ei, că la scopul vostru final și nu nevoia de libertate. Când o să vrem noi cu adevărat libertate femeile în toate sensurile, cum vedem ca o bărbații, o să reușim. Dar nu ne dorim toate același lucru și anume libertate ca și ei. Așa, mergând mai departe. Asta da, am vrut echitate să subliniez că vor femeile, și anume, e dacă el a invitat, el plătește. El a invitat-o pe ea. El plătește un bărbat adevărat. Ea a invitat, vino aici, hai la masă, te invit la o cafea. Când spui tu ca femeie, te invit la o cafea, ține-te de cuvânt. Tu plătești. Invit bărbații care se consideră adevărați să rămână adevărați până la capăt și să nu cumva să începe cu împărțitul notei. Și le recomand și femeilor la fel, ai -ți ieșit în oraș, hotărâți-vă care plătește, din start. Și la final ți gânie așa cumva, hai să ne luăm, să ne nu știu ce, frecărea la ai că eu, că tu, că eu, că tu, nu. E cel mai bine să ai grijă să faci din start jocurile, pentru că e mult mai elegant așa, tu plătești sau ea plătește. Din diverse motive, o să spuneți că e bărbatul trebuie să plătească oricum. Nu, nu mai fiți femeile alea care vreți și libertate să fiți și voi, dar tot bărbatul trebuie să plătească. l a invitat, tu plătești. El bărbat poate să se simtă în continuare dacă îți oferă cu totul și cu totul altceva. Al doilea lucru ce vreau să menționez, un bărbat adevărat va oferi întotdeauna un cadou. Va veni cu un dar. Nu mai veniți cu mâna goală niciodată, dar niciodată și o să spuneți ca bărbați acum știi că i-am adus o nu știu ce i-am dat, dar nu i-a plăcut culoarea, nu i-a plăcut nu știu cum nu contează ce scoate o ia pe gură odată că este nivelul la care tu ai putut să ajungi să întâlnești o femeie adică asta ai putut să trage în viața ta, să o zicem așa indiferent ce ai atras tu rămâi domn până la capăt și înțelegi un lucru care ți-a spus soada în adânc cu ei se bucură că ai venit și i ai dat ceva nu i-ai luat ceva. I-ai dat ceva. Când ai avut gusturi, când ai știut mărimea și așa, oricât de necioplit ar fi, dai să o numim și necioplită, nu uita că ăla e nivelul care tu l tragi în viața ta, deocamdată o necioplită și nu o zeiță, dar și așa necioplită să știi de la mine că și ai o femeie acolo sensibilă și se bucură că a primit ceva. Niciodată să nu te duci la o femeie fără să-i duci ceva. Uite și e doar când intră pe ușă și vine acasă, de oriunde, chiar dacă îți duce la cumpărături și a luat, nu știu, ce luăm, ia un bărbat de undeva. Când vine în casă, întotdeauna am de ceva, dar chiar și în spirit de glumă, poftim asta e pentru tine, ți-am adus ceva. Chiar dacă e ceea ce eu mi-am cumpărat și am cerut să-mi cumpere, dar mi dă așa special, poftim asta e pentru tine, ți-am adus ceva în dar. Sau uite, am venit, vreau să-ți dau ceva, ce și vine către mine și îmi dă un sărut, uite, ți-am adus ceva, un sărut, adică tot timpul are grijă să dăruiască ceva. Și tu, la fel ca bărbat, îi dăruiești ceva. Mai ales când te întâlnești la început cu ea, un bărbat cu mâna goală să vină? Măi, și amant să-i fie, ai înțeles? Adică ea e măritată și să fie amantul ei? Nu venimă cu mâna goală! Îi cumperi și ceva că la manetează ea, scoate banii de pe chestia, nu se duce acasă sau ți teamă ție, îi dai cadou ceva. Să-mi că mie vreo femeie că nu-i plac adăurile. Intenția! Că i-a oferit și o floare ruptă dintr-o și o păpădie, de aia sufli odată și zboară, poftim, asta e cadou pentru tine, ți-am adus și tu spui păpădie Dar în adâncă tot te bucuri pentru gest, pentru că e sensibil un bărbat care dăruiește și arată partea aceea sensibilă că uh, o faci pe ea bucuroasă uh, Un bărbat nu caută scuze pentru lipsa lui de interes am fost ocupat, știi că am proiecte, de ani ne putem întâlni, am treabă, nu veni cu scuze. Astea sunt tipic muierești. Fii bărba până la capăt și spune uite, m-am simțit bine aseară, ai fost, o fost totul, nu, nu mai lăudați femeie, ești frumoasă, ești drăguță, știi? Eu vreau deocamdată, nu știu, să, să mai experimentez viața, am mai experimentat aseară cu tine, Uh, să știi că vreau măcar să mai țin legătura dacă se poate și nu cer prea mult, măcar așa telefonic. Dar nu o tăia, nu o spune că ești obosit, ca ai treaba, că acum nu mai poți, că acum ți-a venit nu știu ce. Nu mai fă de astea, nu de alta, dar nu mai ești bărbat. Și nu doar în ochii, pur și simplu în orice domeniu te vei duce, Știi că nu mai pot să vin la întâlnirea de afaceri, că mă doare, nu știu, capul, că am alte treburi, că m-am pus soția, că am, tot iar dai vina pe soție, pe nevastă. N-ai cum să reușești în viața asta, niciodată nimic. Dând vina pe orice altceva și nu spunând direct în față. În online, pentru bărbații, rog să nu mai scrie astăzi lăpul că nu mai suntem pe mirc. Câmă, fă, bână, să nu vă mirați că femeile nu vă răspund. Voi aveți suflet bun. Sunt convinsă că mulți bărbați care scriu așa au ceva bun de oferit. Nu știu sau nu au fost educați cum să abordeze o femeie și am observat acest aspect și nu spun, chiar dacă o spun în spirit de glumă, nu spun ca un spirit critic. Nu știți, poate n-ați fost educați, dar nicăieri, nici unei femei nu se-i placă să scrie un bărbat cu prescurtări. E ca și numărul la mașină. STF, KMF, ASL, să Scrie domnule propoziția până la capăt că nu e nicio grabă. Are răbdare femeia să scrie așa. Ce mai faci? Bună ziua, nu bână, f Scrieți până la capăt. Oricum ar fi acel bărbat, oricât de ne, nu știu, needucat ar fi, înțelege dacă n-ai înțeles până acum. E frumos să-i scrii unei femei până la capăt tot. E ca și cum mai scrie o cerere de angajare cu să și inițialele tale, mulțumesc, nu știu, data și semnătura Cam așa cumva e invitația care o faci către ea ca și cum mai face o, o cerere de angajare așa cu niște inițiale și atât Avea aștept să trecem în lumea emoticoanelor și al simbolului pentru că așa va, se va transforma scrisul direct în simboluri și emoticoane Exact unde am plecat de acum mii de ani în urmă în care desenam ceva și înțelegeam o istorie întreagă O să ne întoarcem înapoi unde am plecat și o să vorbim doar prin simboluri nu o să mai existe multe cuvinte, dar asta e o altă poveste, să nu mă duc în altă parte În online, da În online, când un bărbat abordează o femeie, scrie, te rog frumos, vreau să ne auzim la telefon În <coughs> bărbat adevărat nu continuăm o discuție foarte mult, mult timp în scris Chiar dacă ea nu vrea, acum insistă, nu trebuie cu video, vocal, să auzi vocea la fel ca și în viață, la fel ca și în afaceri, pui mâna pe telefon și scrii către un partener viitor de afaceri sau la muncă. Nu începi să îi scrii mesaje la, nu știu, cu propuneri și cu tot felul de planuri. Să măsurați femeia după dorințele ei și nu după reacțiile ei. Cum să vă spun altfel? Uite, o femeie poate în adânc cu ei, când se întâlnește cu tine, că dau primele întâlniri, că sunt cele mai esențiale, își dorește și din seara aia să fie cu tine, da? Poate te dorește și în clipa aia să te sărute ea sau să o soruți tu. Mi-aș dori să înțeleagă bărbații că ar trebui să aibă mai multă inițiativă, să plece mai repede de la ei totul. Inițiativă și perseverență. Pentru că o femeie de multe ori stă și se gândește, se gândește și mai amână ca să nu pară, nu știu ca să nu pară, nu că vrea să ascundă aparențe, nu știu cum să sunt presetări în esența feminină să nu, să aștepte să-i facă, știi, ca la porumbei, cum am mai văzut, porumbei sau când se curtează, să fie curtată, să simtă că a depus un efort bărbatul respectiv ca ea să-i dea ce i-ar da din prima. Din prima clipă poate te-a sărutat și când te-a văzut te-ar duce să te sărute cu pasiune. Dar vrea să știe că a fost curtată. Curtată pentru o femeie înseamnă că e dorită. O femeie să se simte dorită, să deschide, înflorește, se simte vie. Tu beneficiezi de vitalitatea respectivă. Tu te simți încărcat cu bucuria aia și așa. Îi dai cadouri și îi faci totul pe plac. Pentru ce ca bărbat? Ca scop final să fii liniștit fericit, împlinit, recunoscut, lăudat, așa, bravo, ce frumos ai făcut, ce bine ți-a ieșit totul, ce deștept ești, dragul meu, ești zeu meu, ești cel mai bun, corect? Asta îți doresc să auzi de la ea, dar ca să auzi toate aceste lucruri, unei femei poate să ți le spună din start, chiar dacă i-ai dat poftim apă, poftim, n-ai băut apă, ți-e sete, vrei asta, e asta, vrei așa, iubire, îți dau iubire dar să-i le dai așa sacadate, fără a-i face curte înainte. Curtea, a face curte unei femei este o artă. uite te în lumea animalelor, așa rudimentar, și ai să vezi că fiecare mascul îi face într-un fel sau altul curte acelei femele. Tu dacă nu îi faci curte unei femei, nu are cum să-ți dea din toate darurile. Tu poți să ai o femeie fizic de mii de ori să te vrea. Poți să o ai în pat mii de femei, dar să știi de la mine, niciodată nu cred că ai avut o femeie care să ți se dăruiască. Și ca să ți se dăruiască, asta înseamnă nu doar fizic, să-ți dăruiască ce are ea din prea plinul emoțiilor pe care ar putea să te încarce cu veselie, cu bucuriei, cu starea de bine, cu pofta de viață, cu liniștea respectivă Mental, să vină cu inițiative, să te susțină, să te încurajeze, să zică bravo, vai ce mișto, hai să facem, să te lasă în pace Adică să o vezi că participă în viața ta și să ai o astfel de femeie până la capăt nu știu dacă ai avut-o și de ce, pentru că ajung din nou la aceeași teorie ca de la început, ca și cu terenul și cu omul care sapă, doar ai greblat terenul, l-ai bătut sărușii și l-ai lăsat așa. Măsurați femeia după dorințele ei și nu după reacțiile ei. Măsurați lumea în care voi trăiți, și în societatea în care o să vă învârtiți, și acolo unde vreți să cuceriți bani, prestigiu și toate celelalte, după dorințele celor oameni ce vor de la voi și nu după reacțiile lor, refuzurile lor. Um ușile care vi se închid, ci după ceea ce cei oameni își doresc de la voi. Fie în afaceri, că vorbim, sau în business, sau în tot felul de lucruri unde voi vreți să răzbiți ca bărbați, nu vă uitați după reacțiile oamenilor. Aia că asta ce ne trebuie invenția asta, că pământul fost ăsta nu bun sau că ai venit tu cu nu știu ce genialitate. Nu după reacții să vă uitați ca bărbați, că nu mai sunteți bărbați dacă cedați în fața reacțiilor. A felul în care reacționează un om, în momentul când ai venit cu un concept, ci în funcție de dorințele lor undeva în adâncul lor, tu știi că își doresc asta, dar trebuie să știi cum să le o prezinți, cum să le faci să-și dorească ceea ce ai tu și toate lucrurile alea. Și dacă n-ai reușit în lume să faci asta, e pentru că în fața unei femei n-ai știut cum să te faci dorit, cum să te vrea ai altfel, pentru că nu i-ai făcut ce? Curte. Așadar, faceți curte mai departe. Pentru prestanță, prestigiu, putere și potență. Ne vedem în București și vă aștept cu drag. Sper că v-a plăcut această seară, și le mulțumesc bărbaților că m-au ascultat. Și sunt recunoscătoare că îi am în viața mea și că îi întâlnesc. Și să știți că vă ador și sunteți o mare sursă de inspirație și cu tot respectul v-am spus în această seară aceste lucruri tot spre binele vostru și chiar al nostru. Și mi-aș dori să fie o lume în care doi oameni când se întâlnesc, femeie și bărbat, să nu fie față în față și să se privească doar în termeni poate să fie soția mea, soțul meu, oare mă place să fim iubiți sau să facem bani sau ceva, ci să existe și chestia respectivă. Mă, mi-ar plăcea să fiu să-l am aproape pe omul ăsta. Omul ăsta că e femeie sau omul ăsta că e bărbat. Să-l am în viața mea așa atât. Că noi ne limităm la trei chestii. Carnal, emoțional îndrăgostit să o numesc așa sau mental hai să văd dacă pot să fac ceva, dar fiecare om are o calitate și ca bărbat gândește-te fiecare femeie merită să o întâlnesc, să o cunosc și să mă bucur de ce are ea de oferit și eu ca femeie pot să am în viața mea cunoștințe și relații apropiate, mă refer doar așa, chiar dacă nu ci prieteni, nu ne putem numi bărbați. Așadar, vă pup, vă iubesc și ne vedem în București cu mare, mare drag. Aștept mesajele voastre, scrisorile voastre, tot ce vreți voi să-mi spuneți după acest live și mai ales din partea bărbaților, vă rog să nu vă abțineți, nu țineți, spune ce aveți de spus, dar într-o manieră educativă să mă ajuteți și pe mine, ca așa cum am făcut-o și eu cu voi și nu uitați să distribuiți. Mai departe acest video. Vă pup, vă iubesc. O seară faină. Ciao!